Înalt, tandru și mișto, apartament proprietate personală, posed simțul umorului, posed anticorpi, doresc schimb de viață cu cineva mai bun ca mine. E ceva vreme de când tot caut să mă locuiască cineva și am găsit. Nu pot să zic că n-am găsit. Erau toți mai înalți, mai frumoși, mai deștepți, mai cu apartament proprietate, mai cu simțul umorului, cu tot ce trebuie, dar am avut această surpriză neplăcută să văd că nimeni n-ar face schimb de viață cu mine. Adică eu ce am? Eu nu sunt înalt, frumos, deștept, n-am apartament, proprietate personală și nu posed simțul umorului. De ce nu vrea nimeni să facă schimb de viață cu mine? De ce nu vrea nimeni să se dea pe mine? De ce nimeni nu se dă pe mine, nu vrea să facă schimb de viață cu mine? Vezi? Uite, așa rămâne omul neschimbat. Practic n-am avut altă rimă în seara asta. O emisiune completă, complexă, cu trei părți. Discutăm și despre criza politică. Asta în ultima parte cu Bogdan Teodorescu, analist politic. Discutăm și despre hipnoză. Știți cum e hipnoza? Automat vezi un film în care vine unul, te adoarme sau te pune așa în stare de inconștiență și tu spui tot. Of, ce bine ar fi dacă ar fi așa. Și discutăm și despre cum animalele vii din România sunt chinuite. Asta știm cu toții. Dar în prima parte, pregătiți-vă pentru că e vorba de hipnoză și eu sunt pregătit. Să vedem dacă am să spun totul în seara asta. Bună seara, Eugen Popa. Bună seara, mă bucur să fiu aici. Președinte al Asociației Române de Hipnoză. Deci te rog frumos. Deci ai grijă. Dintr-o dată. Uite-te în ochii mei și gata. Păi să știi că am început să strălucească deja. Până acum ai stat, știi, ca un șarpe dintre ăla. La umbra pietrei și dintr-o dată au început să strălucească șarpele ca, de asta despre ăla vorbeam. Da, da, da. E și trainer și speaker internațional, îl știu pe Eugen Popa de ceva timp și trebuie să spun că e un om care se ocupă cu binele, care face bine. Și pentru cei care nu sunt convinși să stea să uite la cineva care face hipnoză și multe altele, le spun că tratează cam așa pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele cu 1996, cu 25 de ani. Face consiliere psihologică, psihologie clinică, psihoterapie individuală și aici la psihoterapia individuală se ocupă de anxietate, atacuri de panică, fobii, dependență de alcool, dependență de droguri, medicamente, dependență de jocuri de noroc, depresie, iar prin hipnoză, știați? Da, e și titlul pe ecran, hipnoza vindecătoare. Combaterea durerii, migrene, durere asociată bolilor cronice, controlul greutății corporale, deci nu vă mai duceți la sală, mergeți pe hipnoză, tratamentul disfuncțiilor sexuale, ejaculării precoce, să se act, da? Impotenței, frigidității și așa mai departe, și tratamentul insomniei. Ce mai faci? Fac bine, mulțumesc frumos, e o întrebare bună. Hipnoza poate să facă multe lucruri, nu le fac eu neapărat, că le face omul și adesea am oameni care vin și spun, domne, hai, hipnotizează-mă și mă trezești când ai terminat, că eu sunt... Lucrurile nu merg așa. Poți să ajuți, e ca și cum ai spune, la ce poți folosi cheia franceză. O poți folosi la multe, nu? Sau cheia universală. O poți folosi la multe chestii, depinde de ce nevoie ai. Cam așa și cu hipnoza. Hipnoza este o unealtă, este metodă și oamenii vin cu diverse probleme și atunci folosești această unealtă pe nevoia lor. Adaptarea la om, nu adaptarea omului la metodă. Pentru că unii oameni vin și spun vreau să faci hipnoză, să nu știu ce chestie. Și eu spun, hai să vedem, să stăm de vorbă mai întâi, să vedem ce problemă ai și vedem noi după aia dacă facem hipnoză sau facem altă intervenție terapeutică. Dar imaginația celor care vin la tine este aia despre care vorbeam din filme, nu? Cei care nu sunt informați, da. Mm. Și cum cei mai mulți nu sunt informați, atunci... Și vin și zic, domnul Popa, vă rog să mă hipnotizați acum, nu? Da. Da. Hipnotizează-mă și rezolvăm problema. Și rezolvăm adică problema și eu mă trezesc da, exact. Ca nou, nu? Da, cu problema rezolvată. Mm-hmm. Dar asta este o anumită tipologie de om. Pentru că sunt oameni cărora le place, sunt oameni care își doresc să conducă și alții care își doresc să fie conduși. Cei care își doresc să fie conduși, care își doresc să le spui ce să facă, practic, vor veni cu această atitudine. Tu, fă-mă,
mă trezești când ai terminat și eu plec acasă rezolvat. Și sunt ceilalți oameni care vin și spun, pe mine nu pot să mă hipnotizez că sunt prea inteligent. Și, nu e cazul meu, deci eu sunt foarte relaxat. Nu, e chiar, e foarte interesant pentru că asta este și o glumă pe care o fac cu unii dintre clienți. Spun, domnule, hipnoza funcționează doar cu oameni foarte inteligenți. Și dintr-o dată nimeni nu vrea să zică, stai că la mine nu funcționează. Nu mai... Păi deci tu începi hipnoza practic înainte de a începe. Păi eu încep când de când te vede omul pe internet, că zice, te-am văzut pe YouTube, mi-a zis cineva. Foarte rar vine cineva la tine așa, pentru că a căutat un anunț pe internet. Cei mai mulți oameni vin cu lecțiile făcute, adică i-a spus cineva, i-a făcut cineva recomandare sau s-a uitat la filmulețele, la videole de pe YouTube, la cursurile pe care le-am făcut noi înainte și de acolo vine deja pregătit, cu o anumită idee. Mai nou am oameni care vin și spun, domne, eu nu știu dacă te pot așa sau nu, pentru că ăsta e adevărul, pentru că lucrăm cu materialul clientului. Și atunci îi spun omului, eu SKGPS-ul, eu te ajut să faci ce ai nevoie să faci, dar tu trebuie să faci, nu eu pentru asta tine. E cel mai important, trebuie să le spunem din start. Da. Spuneam că ești președinte al Asociației Române de Hipnoză și ai văzut cât de frumos mă port. Trebuie să le spun celor care ne urmăresc că nu te-am invitat întâmplător, în sensul că te știu, știu oameni care au fost la tine, pe care i-ai făcut bine, atenție, pe care i-ai scos din lucruri din care nu-i scosese mai nimeni. Ai carismă, ești făcut pentru asta, știi să vorbești cu fiecare, ești foarte calm, ai carismă pentru asta. Și mie mi-a plăcut din prima secundă de tine, tocmai că ești din filmul ăsta. Stai că roșez, nu mai oprește. Nu. Păi nu, dar trebuie să le spunem celor care fac asta. N-am venit încă, da. Pentru că la mine e partea a treia acolo pe disfuncționalitate. Așa. La disfuncționalitate. Avem și pentru probleme de vorbire. Disfuncționalitățile care cu legate de disfuncționalități. Bun, Eugen, ca oamenii să aibă încredere în ceea ce faci tu și ceea ce... Și faptul că poți să-i vindeci. Încă o dată spun hipnoză vindecătoare pentru că știu că hipnoza vindecă. Cum are loc, cum se întâmplă această hipnoză pe înțelesul tuturor și după aceea o să-ți mai pun, să spun câteva întrebări legate de ceea ce tratează și cum se întâmplă. Sigur că da. E foarte simplu. Omul zice, am și o problemă, vreau să vin la tine să mă ajut cu problema asta. Zic, ok, vină, nu-ți dau nicio garanție de rezultat că n-am cum. Nu-ți fac nicio garanție că vom face anumite tehnici sau altele, că n-am cum, pentru că asta vom vedea când ne vedem. În momentul în care ne vedem, îi pun două întrebări simple, care au răspunsuri mai puțin simple. Și anume, prima întrebare este ce problemă ai? Și aici oamenii se lansează și jumătate de oră vorbesc despre, dar zic, dă-mi într-o propoziție ce problemă ai. Și a doua întrebare simplă este ce vrei să obții? Și după ce am aceste două răspunsuri, de-abia după aia pot să încep să lucrez pe povestea respectivă. Îmi iau notițele ca atare și după aceea începem să vedem. Fie fac o ședință de hipnoză, care hipnoza, pentru cei care ne urmăresc, este o metodă, un proces, un protocol, o serie de pași care te ajută să ajungi într-o stare de veghe naturală de zi cu zi, într-o stare diferită în care ești, să spunem, mai relaxat și mai deschis, predispus față de sugestiile pe care le primești. Asta este pe scurt ce ar putea să fie hipnoza. Nu înseamnă că ești inconștient, nu înseamnă că dormi. Astea sunt stări diferite de conștiință. Am starea de veghe, starea de somn, starea de meditație, starea de comă, starea de hipnoză. Sunt stări diferite. Și în fiecare se produce câte ceva. În starea de hipnoză, cineva spunea că este ca starea de vis. Adică în vis, când visezi că plutezi sau treci prin pereți sau mai știu eu ce faci în vis, nu ți se pare ciudat, nu ți se pare nenatural. Exact așa e și cu starea de hipnoză. Pe diverse paliere, diverse grade. Și în momentul în care încep să lucrez, lucrez pe ceea ce mi-a spus că vrea să obțină. Nu mai vreau problema asta și vreau soluția asta. Ok, atunci începem să lucrăm pe asta ca să rezolvăm. Spui undeva și le spui oamenilor asta că hipnoza nu înseamnă că ești inconștient. Da, am spus-o și acum. Da. Deci nu ești inconștient în starea aia de... Nu. Și faci ce vrei cu cel care a venit la tine să-și ceară ajutor. Nu, deloc. Și am avut situații de oameni care aveau anumite probleme mentale, patologice, care spuneau, vreau să mă hipnotizez să faci ce vrei cu mine. Zic, nu, mersi, nu-i tarlaua mea, du-te la altul. Dar, nu, așa este. Repet, starea de hipnoză nu este starea de somn,
ce este o stare de deschidere. Cea mai simplă definiție a hipnozei este suspendarea neîncrederii. Asta este, două cuvinte, suspendarea neîncrederii. Care, de fapt, ce spune? Spune, dacă eu îți dau ție o informație și tu o accepti și o pui în practică, o acționezi asupra ei în sistemul tău intern, atunci vorbim de o stare de transă, de o stare de hipnoză. Pentru că oamenii, noi cu toții, suntem tot timpul într-o stare de transă, fie pentru că ne gândim la trecut sau ne gândim la viitor sau suntem prinși în prezent. Dar e o transă continuă. Și, de fapt, și starea de hipnoză este tot un transă. Da, exact. Yeah. Se numește transa hipnotică. Uh-huh. Dar știi cum e? O numești așa doar câtă vreme ești în povestea asta. Că dacă ești, alții o numesc vizualizare, alții o numesc imaginație, alții o numesc mai știu eu ce. Dar e altă, aceeași mărie cu altă pălărie. Și cum lucrezi cu cei care vin la tine? Partea conștientă, subconștientă? Aici ai o descriere foarte bine, că da. Există partea conștientă, subconștientă, da. Și mi-a plăcut foarte tare că ai spus, gândiți-vă, sunt două camere, una luminată, da. Și cealaltă în întuneric. Da. Și tu nu faci altceva decât să deschizi ușa care separă cele două camere. Corect, corect. Și atunci, automat, lumina intră în subconștient. Da. În subconștient. Și luminează informația de acolo. Cam așa ai spus foarte bine. Mă bucur că ți-ai făcut temele. Eu m-am pregătit. Eu nu vreau să mă... Adică vin da. Și eu până la urmă. Da, da, da. Cu siguranță. Cu dragoste. Dar pe asta, pe erectil, pe disfuncție erectilă, ce tot... Cel mai adesea, dacă vrei... Glumeam, te rog, continuu țin de... Deci, da, hipnoza este, de obicei când explic exact cu acest exemplu, cu cele două camere separate de un perete și una întunecată, alta luminată, cea luminată conștientul, cea întunecată subconștientul, deschizi ușa și pentru ne lumina. Asta este o metaforă pe care o altă este că este ca un dans în care, și asta și spun omului de fapt, zic, eu te pot ajuta câte vreme îmi dai voie să te ajut. Dacă nu-mi dai voie să te ajut, n-am cum să te ajut și pentru că tu nu vrei, eu nu am cum să te oblig pe tine sau să te forțez pe tine să ai anumite experiențe sau trăiri dacă tu nu vrei asta. Și până la urmă tu ai venit la mine pentru că tu vrei ceva, dar dacă eu spun ca să obții acel ceva, uite, mută ceașca asta de aici, aici și tu spui nu vreau, ok, treaba ta, e problema ta, sunt banii tăi, e timpul tău, dar dacă nu vrei, du-te acasă că am altă treabă. Și? Eu am treabă și te da. Poate ai treabă și eu te rețin. Exact, exact. Și ce fel de clienți? Ce fel de, să spunem, oameni da, vin? De toate felurile, din toate... Din toate, nu? Dar vin unii și se lasă? Adică trebuie să ai deschidere să răspunzi la asta, nu? Păi la ce să se lasă? Adică care e întrebarea? În momentul în care vin ei să fie deschiși la dialog. Da? Că unii nu vor să facă. Nu, adică... Și aia care nu vor îi trimit acasă. Ai, trimiți acasă, păi, n-are niciun rost pentru că da. Timpul, adică... Pentru că spuneai că hipnoza e unaltă și atâta timp da. Că nu poți să o folosești, da. Nu poți n-am să ajuți. Să. Și vin oamenii și spun, nu că eu vreau așa și așa. Zic, domne, la mine nu vii să-mi spui ce să fac eu cu tine, vii ca să te ajut. Și dacă nu vrei să te ajut și nu vrei să facem acest dans împreună, nu e nicio problemă, dar am treabă. Du-te și când te-ai hotărâ, mai vorbim atunci. Eu știu că atunci când vine vorba de fobii, de da. Chestii de-astea simple, le rezolvi întotdeauna pe toate. Adică foarte rar da. Se întâmplă. Poftim? Sunt cele mai simple de rezolvat. Păi nu, o să vorbim da. Despre asta. Da. Dar spunem cât durează starea până intră omul în starea de hipnoză, în starea asta de transă. Că e o întrebare clasică. Nu e mult. Eu n-am timp și de aia dacă vin da. Să mă rezolv sigur repede. Sigur că nicio problemă. E foarte simplu. Câtă vreme omul poate să... Deci, hai să o spunem așa, ca să fie foarte simplu. Ori de câte ori accesezi o emoție, ești într-o transă. E mai mult mai simplu de atât n-ai cum. Când ai accesat o emoție, practic, accesarea unei emoții se referă întotdeauna la un moment din trecut sau din viitor. Anxietate de examen sau frică de ce s-a întâmplat. Ai accesat emoția, ești într-o mică transă. Și atunci, dacă omul vine cu o fobie de mai știu eu ce, primul pas pe care îl fac este să spun, zi-mă o situație când ai trăit această experiență, când ai simțit această emoție. Păi mi-aduc, uite, acum o săptămână eram și făceam. Zic, ok. Și atunci automat a accesat emoția, când a accesat emoția, după aia este la vale de acolo. Mm-hmm. Vorbești despre atacuri de panică, apropo de ce, da. Care sunt problemele și cred că în perioada asta atacurile de panică, stările de anxietate exact, sunt... Da. E prăpăd, nu? Da, clar. Adică de când a început pandemia încoace, e o explozie. Da, absolut. E o pandemie de anxietate. Nu mai e o pandemie de COVID. Mm-hmm. Cred că lumea... Sunt convins că lumea suferă mult mai mult de anxietate și panică decât suferă de COVID. Corect, așa este. Și vin oameni la tine, ați făcut lucrurile astea. Da, chiar și astăzi am vorbit cu cineva pe da. Problemă.
Și tu spui atunci când e vorba de atacuri de panică și așa mai departe, spui că sunt lucrurile, fobiile sunt cel mai ușor de rezolvat. Uh-huh. De ce? Pentru că au accesează și îți dă accesul la o energie foarte mare. Ca un om să aibă un atac de panică sau să aibă o fobie să se manifeste, are nevoie de foarte multă energie. Și în cazul atacului de panică și în cazul fobiei, are energia. Și tu folosești energia aia. Exact. Mergi pe energia aia, pe emoția respectivă și pe ea e ca și cum te duci pe ea ca un... Ești ca și cum carburantul care te duce la momentul care a cauzat problema respectivă. Uh-huh. Da? Dacă și ajungi la cauză? Da. Da, da. Și rezolvi asta? Da. Cel mai adesea, când ajungi la cauză, cel mai adesea în proporție de 80%, da, simpla identificare a cauzei rezolvă. Incredibil. Simpla identificare. Doar că am conștientizat. Pentru că vorbeai mai devreme de conștient și subconștient. Avem mintea conștientă și subconștientă. La conștient avem informații de care suntem conștienți, ce pot să-mi aduc eu aminte. Iar la nivel de subconștient ai așa numită memorie implicită, memorie, amintiri sau memorii la care nu ai acces conștient. Și atunci oameni care suferă de fobii, spre exemplu, vin și spun, am o fobie, dar nu știu de ce o am, nu știu de când mai exact. Fobie de câini sau mai știu eu ce. Am această fobie, dar nu știu de când o am. Ia, informația există la nivel de subconștient, dar el nu poate accesa conștient. Când accesez emoția, emoția asta mă duce fix la momentul când s-a instalat. Și atunci se rezolvă. Apropo de fobie, apropo de atacuri de panică, apropo de și stări de depresie, până la urmă. Clar. Pentru că și de asta te ocupi, trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Există anumite traume din copilărie, am foarte mulți prieteni care vin, și nu vin astăzi, vin în timp au venit, traume din copilărie, din familie, răni care nu s-au vindecat, care sunt de un an, 2 sau 10 sau 20 de ani. Dacă sunt prieteni de-ai tăi de vârsta ta, sunt de... Nu, zic în general, prieteni sau mai prieteni mai noi, sau oameni mai noi cu care am discutat despre asta. Am o prietenă foarte bună care vorbește despre o astfel de traumă legată de tatăl ei. Okay. Și până la urmă cred că o trimit la tine, că nu pot să rezolvi problemele tuturor. Sigur, cu drag. Prietenilor care au probleme cu tații. Da, corect. Și mai greu de... Nu e mai greu, pentru că știi cum e, fiecare lacăt are cheia sa. În cadrul, când spui hipnoză, spui așa o pălărie foarte largă de unelte și metode și tehnici. În cazul acesta, spre exemplu, cu spui de această prietenă și cu tatăl ei, mai degrabă îmi sună stres post-traumatic. Adică s-a întâmplat ceva și ea tot timpul rulează și aduce aminte de asta. Exact. Și pentru asta există o tehnică anume, un protocol anume, un mecanism pe care îl poți folosi și poți rezolva. Și nu durează mult. Adică acest gen de intervenții durează... Pe mine mă enervează uneori simplitatea cu care spui lucrurile și știu că le și rezolvi. Nu vorbesc serios, că știu asta. Că avem prieteni comuni care spun câți oameni au fost la Eugenă, nu știu dacă... Și cred că până la urmă cei pe care nu poți să-i ajuți, să-i vindeci, cred că nu vor ei într-o bună măsură, nu? Nu neapărat. Nu toată lumea e pregătită. Adică omul poate să vină și să-și dorească cu adevărat să rezolve ceva și să nu poată să facă chestia asta. Sau eu să nu fiu calificat sau pregătit sau am suficiente cunoștințe să-l ajut. Atunci îl trimit eu la altcineva. Dar, cum să zic, sunt oameni care efectiv nu pot să facă schimbarea respectivă. Pentru că cea mai mare dificultate în evoluția oricărui om nu este să învețe ceva nou, ci să renunțe la ceva ce are deja. Omul este al naibii de greu să renunțe la ceva. Dependența, obișnuința. Exact, exact, știi? Și, sau trebuie să mă schimb. Știi, le spui, dacă vrei să ai o viață mai bună, trebuie să schimbi felul de a fi. E prea mult. Atunci stai în continuare și suferă, știi? Definiția nebuniei. Să faci același lucru, să te aștepți la rezultate diferite. Uite, scrie cineva, că dacă te poate hipnotiza pe tine, poate orice. Ai văzut? Apropo de asta, uite, ca să avem întrebări de la oameni, pentru că până la urmă tu tratezi oamenii care se uită la noi, oameni normali și așa mai departe. Știu că și tu te consideri un om normal, dar care face ceva, să spunem, deosebit, că până la urmă ești un om normal. Stau cu tine de multe ori de vorbă, te comporți normal. Te mai uiți, n-am reacții. Te mai uiți din când în când urât la mine, dar eu sunt pregătit. Așa. Absolut excepțională emisiunea, grozavă emisiunea. Unde are cabinetul? Vom vorbi și despre asta. Dar ca să aflați mai multe despre ce face Eugen Popa,
Trimiteți întrebările voastre legate de fobiile voastre, de stările voastre de anxietate, de atacurile de panică, de suferințele voastre, depresii la 0747 800 800. Deci din momentul ăsta vă rog să trimiteți întrebări foarte clare, concrete, în legătură cu ceea ce aveți. Și atunci Eugen Popa o să vă răspundă. Până atunci îl mai chinuie un pic și așa mă enervează, că nu m-am văzut de mult cu el. 0747 800 800. Deci întrebări și pe WhatsApp și pe Instagram. Facebook. Nu pe Facebook, pe Signal și Telegram, că avem acum toate. Și că au căzut într-o seară WhatsApp-ul. Ne-a cam agitat un pic. Nu te-au sunat? Nu au venit unii să spun? Nu sunt dependenți de lucruri de felul ăsta? Nu. Oricum, eram în mijlocul unei activități online și am avut backup. Deci, am citit la tine, ai spus-o de multe ori, chestia asta mi se pare incredibilă și mi-am dat seama cât de adevărată este. Uite o concluzie la care eu am ajuns și probabil mulți oameni vor fi deranjați de această afirmație. Dar pe mine nu mă deranjează. Concluzia la care eu am ajuns în toți acești ani este că principala cauza tuturor problemelor pe care le au oamenii, și vorbim acum exclusiv de cele emoționale, adică 99% așa, din ele, este că oamenii se iau prea tare în serios. Da. Explică-te. Explică-ne. E foarte simplu. Se știe în orice domeniu terapeutic că cel mai mare aport în tratarea și rezolvarea unor probleme sau patologii de orice natură din domeniul acesta, cel mai mare aport îl are atitudinea. Atitudinea pacientului, clientului în procesul de rezolvare are cel mai mare aport în succesul acelei intervenții. Și atunci când omul vine și cu cerul și pământul, aoleo, mi-a ieșit un coș pe frunte și e sfârșitul lumii, e sfârșitul lumii. Dar dacă îl tratează cu dezinvoltură, cu relaxare, cu detașare, imediat se duce toată povestea. La fel, aici, sigur că fac dau un exemplu exagerat cu coșul pe frunte, că vin oameni care au spus, băi, știu, am fost violat, am fost bătut de părinți, am fost nu știu ce. Sau... Deci vin și oameni cu traume... Absolut, cu traume majore. Dar chiar și așa, chiar și în aceste situații, cu aceste traume majore, iarăși, cu cât îți dai voie mai mult să te detașezi de povestea respectivă și să o vezi, să ai așa o privire de ansamblu și să nu mai atât de tare în serios, cu atât mai ușor îți va fi să rezolvi. Cu cât intri mai adânc în ea, cu atât mai greu îți va fi să rezolvi. Uite, vreau să te întreb, ai spus de traume dintre astea care sunt înfiorătoare. Cum apar, în afară de asta, cum apar traumele psihice și cum se tratează ele? Bine, e o întrebare uriaș de generală. Aș vrea să... E o întrebare excelentă și îmi place, chiar dacă e foarte generală, e în felul următor. Există un stimul, o situație, un eveniment, o persoană, un câine care m-a lătrat sau m-a mușcat sau cineva care mi-a făcut ceva. Ăsta e stimulul. E T0. Ok? Avem acest T0 și aici avem reacția mea. Omul spune, s-a întâmplat asta, am avut reacția asta. Da, dar nu prea. Pentru că s-a întâmplat asta, Costică merge pe stradă, vede un câine când are 5 ani, câinele l-a lătrat și acum Costică are fobie de câini, da? Dar el nu are fobie de câini pentru că l-a lătrat câinele. El are fobie de câini pentru că între reacția lui și eveniment, la mijloc, s-a întâmplat o interpretare pe care a dat-o acestei povești. Tu nu poți schimba evenimentul, dar poți schimba interpretarea. Dacă schimbi interpretarea, am alt rezultat. Este simplu, ecuație. Eveniment plus interpretare egal rezultat. Schimb interpretarea, schimb rezultatul. Și atunci, când vine vorba de traume, eu nu mă apuc să zic, stai că nu s-a întâmplat chestia. Că ea s-a întâmplat, e reală. Dar ce pot să fac este să ajut omul să vadă acel eveniment cu o altă interpretare. Și ca să închei elementul ăsta aici, interpretarea pe care a dat-o, dacă Costica a avut 5 ani, el a dat interpretarea ca la 5 ani. El acum are 50 de ani. Și ce, dar nu Merci. E normal. Nu, că tu nu ești Costică. Ah. Așa. Și el zice, dar nu e normal să am această reacție față de câini. Da, dar reacția asta pe care a avut-o la 5 ani, ea este permanentă și va fi schimbată doar printr-o intervenție sau doar printr-o altă emoție mai puternică decât a fost la momentul respectiv. Ceea ce nu se mai întâmplă. Da, știam că asta se va întâmpla. În primul rând, vă rog, nu mai sunați pe telefonul ăsta. Pentru că nu poți să citești și sunați non-stop. Nu că am primit 50 de mesaje în 10 secunde. Bună seara, vă rog să-mi spuneți cât durează o ședință la domnul Eugen Popa.
Nu există o cifră standard, nu lucrez la ședință, dar de obicei când cineva face o programare, spun aproximativ o oră. Pentru că am avut oameni care au spus, păi ai zis o oră și a durat 45 de minute. Sau ai zis o oră și a durat o oră 23 de minute. Mm-hmm. Ce facem de 23 de minute? Adică cum e? Aproximativ o oră. Mergem la ce e nevoie de făcut. Nu este un stas. Bună seara, întrebare. Mâncatul compulsiv poate fi tratat pe hipnoză, dar e somnia? Da. Da, poate fi pentru că compulsivitatea este în urma unei trăiri emoționale, unei stări. Da? Să mă simt agitat și trebuie să mă calmez. Cum? Mănânc, îmi rod unghiile, fumez, beau alcool, fac ceva ca să calmez o emoție. Uite, oameni care au... Da, sunt cazuri foarte grave. Sigur că noi facem un lucru și mai și glumim, dar oameni care întreabă dacă schizofrenia se poate trata. Oameni care au... Se poate, nu sunt eu în măsură să fac asta, dar se poate. Chiar de curând am vorbit cu unul dintre cei mai renumiți hipnoterapeuți din lume la ora actuală. Este absolut fenomenal acest om. Și l-am întrebat exact de asta. Schizofrenie... Cum îl cheamă? Michael Iapco. L-am întrebat de schizofrenie și paranoia. Și a spus, eu am lucrat în spital 3 ani de zile, în spital de boli mentale și am făcut hipnoză, dar eram acolo într-un anumit mediu cu anumite intervenții. Deci specifice. Numai așa se poate trata. Da, altfel nu. Mm-hmm. Altfel nu. Adică care sunt lucrurile foarte greu de tratat? Astea ar fi printre ele. Asta, și aș vrea să mai adaug o chestie apropo de lucruri greu de tratat. Nu poți face hipnoză cu cineva care are retard mental. Eu când am spus... Mulțumesc, băi, incredibil. Eu când am spus mai devreme că hipnoza e cu atât mai eficientă cu cât persoana este mai inteligentă, este pentru că înțelege ce îi spui. Dar un om care nu înțelege, după cum nu fac hipnoză cu un om care vorbește altă limbă și nu mă înțelege ce îi spun. Vorbesc chineza, degeaba fac, nu? Corect. Trebuie să înțelegi. E informații. Cam tot acolo. Da. Da, oamenii au atât de multe probleme. Îți dau un exemplu aici. Bună seara, pentru pe Ceaușescu m-a trimis părinții la coadă la un magazin de lactate. Când s-au deschis ușile în buzeală, am fost, nu mai sunați pe telefonul ăsta, scrieți mesaje. Am fost aproape sufocat de mulțime. De atunci cred că am rămas cu o teamă de sufocare ce revine periodic. Mm-hmm. Da, no problem. No problem, da? Stai poate... să-ți dau ceva mai greu. Da. Stai așa poate... ceva. Uite, cineva că nu poate să meargă la drum lung din cauza cu autoturismul, că îi se face rău. Da. Aș vrea să explic pentru toți oamenii care spun aceste povești. Da. Există un proces psihologic care se produce la absolut toate aceste cazuri. Că e mulțimea, că e la drumul lung, că unii oameni, spre exemplu, au dificultăți să înghită, da? Și nu pot să înghită. Toate acestea sunt rezultatul unei interpretări care a apărut în urma unei eveniment, unei situații. Și atunci omul când spune nu pot să plec la drum lung sau nu pot să mă duc în mulțim pentru că mă simt că mă sufocă, problema nu este drumul sau mulțimea, ci este ce îmi imaginez eu că se va întâmpla când voi fi în acea situație. Și practic ce ne spune noi asta? Că imaginația noastră poate fi mumă sau poate fi ciumă. Eu pot să-mi imaginez că dacă plec la drum lung, aoleu, ce se întâmplă? Sau pot să-mi imaginez că mă plec la drum și vai ce bine mă simt. Eu pot să-mi creez asta sau pot să stau și să văd pe ecranul minții mele un scenariu neplăcut. Și atunci, automat, o să zic, nu plec la drum lung. Insomniile? Insomniile, pentru insomnie aș recomanda pe altcineva, neapărat pe mine. Care face specialist pentru asta. Exact. Există o firmă. Dar tratezi și tu. Da, pot să ajung și eu, dar eu îi trimit la somnolog. Există în România profesia de somnolog, care este un om specializat pe probleme de somn. Și pe mine, la disfuncție, mă trimit la sexolog. Ar putea fi. Hai să luăm o scurtă pauză, că deja a trecut mai mult de jumătate în emisiune. Vă rog din suflet, la 0747 800 800, mesaje, nu sunați, pentru că nu pot să răspund și nu pot să citesc nici mesajele celorlalți. Vă rog mult de tot. Păi același lucru, că vorbeam de prietena, de prietena mea, și acolo se întâmplă același lucru, e același mecanism. Da. Chiar dacă trauma e de acum 10 sau 15 ani. Absolut, e același mecanism. E un film care rulează în mintea ei și în unele situații omul este conștient de treaba asta, în altele nu este conștient de treaba asta. Mm-hmm. Și atunci când vine, îl facem... De când practici hipnoza și nu numai, de 10 ani. Dar nu numai asta, pentru că ai mai multe tehnici. Care sunt tehnicile pe care le practici în afară de hipnoză? Sunt o mulțime. Tehnica rewind, terapia părților, metoda egeriană, terapia resurselor, sleep talk pentru copii, mulțime. Nu e...
Tehnicile contează mai puțin. Până la urmă faci o ciorbă din ele, numai ca să iasă omul să plece satisfăcut de la tine că e cu burta plină, am mâncat bine. Adică e rezolvat problema. Hipnoza e utilizată în unele țări, în spitale, pentru a înlocui anestezia generală. Și în România. Și în România se face asta? Da, știu unii care fac chestia asta și chiar la stomatologie. Sunt unii care sunt mai deștepți decât noi. Întreabă dacă l-a întâlnit vreodată pe Rachid Tukayev. Nu. Nu, dar știi cine? Nu, n-am auzit de el. Uh-huh. Da, mă rog, nu știu, nici eu nu știu cine e. Frica de păianjeni. Ah, păi asta rezolv eu, vin eu. Da. Adresa și vin eu la păianjeni. Păi la păianjeni eu mă pricep cel mai bine. Luăm o scurtă pauză, că nu prea multe întrebări și prea puțin timp. Pauză. O, Eugen Popa, în studioul nostru, nu vrei să știi ce e aici, e măcel, deci e sfârșitul lumii. Foarte multe întrebări legate de dacă tratezi asta cu lăsatul de fumat, stări de anxietate și depresie, foarte mult, și dacă tratezi copii. Și să spui și unde faci asta deocamdată. Da. Deci, răspuns general la cele patru întrebări, da. Pentru copii există un program pe care oamenii îl pot cumpăra de la noi pe site hipnoza.ro/magazin. Acolo e un program, se numește Sleep Talk, metoda Sleep Talk, adică pe românește vorbitul în somn, în care copilul doarme și părinții îi transmit anumite mesaje, niște propoziții clare, în timp ce acesta doarme, dar trebuie să iei programul să vezi exact cum și când și ce trebuie făcut. Pentru că am avut oameni care au venit la cursele noastre și au spus, am auzit și eu de Sleep Talk și am făcut și eu și a fost mai rău. Zic, păi, dacă... Să le vorbești copiilor în somn. Da. Eu cu asta am fost vindecat, că îi venea tata beat. Așa. Și atunci mă făceam că dorm și el îmi zicea, a, ai adormit, las că te omor mâine. Așa, nu știu ce. Așa. Și mi-a transmis, adică bine. Da, dar uite că n-ai murit, ești bine. Nu, dar îmi zicea, las că te... Da, adică da, asta te e... rezolv eu mâine, da. Încep da, să înțeleg, deci da. El a brevetat de mult metoda. A fost, e foarte interesant, pentru că am avut mulți părinți care au vrut să aplice această metodă și ei au avut dificultăți în a spune, sunt 5 propoziții simple, adică nu e nimic complicat. A. Și părinții nu pot să facă asta. Atunci părinții au nevoie de intervenție. În ei. Timp ce copiii dorm. Exact. Da. De ce au nevoie de... Pentru că dacă tu nu poți să spui copilului tău că te iubești și că ești bine, e o problemă. Păi, tata nu mi-a zis niciodată, ai nebunit. Păi da, da. Acum îmi zice, scoate părlala. Asta nu l-am auzit niciodată să spună că mă iubește. Da, nici da. În somn, nici... Nicio condiție. Stare de conștiință. Nicio stare. Da, și poți să folosești cu siguranță diverse tehnici, nu doar hipnoză, și pentru anxietate și pentru depresie. Pentru că... Sunt cele mai întâlnite? Nu, n-aș putea spune că sunt cele mai întâlnite. Oamenii, de la o vreme, am văzut că oamenii au fiecare au tot fel de povești, care mai de care, dar există o linie călăuzitoare, așa, știi, prin toată povestea asta, apropo de anxietate și depresie. Teama de a vorbi în public. Cea mai răspândită frică a omului. Adică 90% din populația globului are teamă de a vorbi în public. Și asta nu, de fapt, iarăși, cum spuneam, după cum nu există nici frica de spații închise sau de înălțimi, ci este ce se va întâmpla când voi fi pus în acea situație. Da? Imaginația scăpată de sub control. Frica de a vorbi în public este, de fapt, frica să nu mă fac de râs. Să nu crede că sunt tântălău, să nu crede că sunt nu știu ce, să mă fac... Deci e frica de a... e rușinea, nu e frica de a vorbi. Să mă rușinez, să mă fiu... Adică eu... mai mult decât frică. Că da, te faci de râs, că... Da, că ce o să zică lumea despre mine și așa mai departe. De fapt, ai problema reală. Reinterpretarea evenimentului trebuie să o facă subiectul, nu o putem impune noi, abia dacă o putem propune. Da, exact. Păi tu n-ai ce să-i... Tu poți să-i... Hai să dau, vrei să dau o variantă super simplă? Da, te rog. Să zicem că vine Costica acesta care avea 5 anișori și a fost frică de câini și așa și acum conștientizează că s-a întâmplat treaba aia. Cea mai simplă metodă de a te rezolva singur este să observi. Când îmi aduc aminte de acel eveniment, cum îmi aduc aminte? Văd prin ochii mei sau mă văd din afară pe mine în eveniment? Dacă e prin ochii mei, hai să mă scot din afară să văd evenimentul din afară. Și când am făcut chestia asta, când m-am scos și mă uit la ce se întâmplă, scade intensitatea și rezolv problema. Și găsești cauza, practic, nu? Păi asta se întâmplă la acea cauză. Am identificat cauza și apoi fac asta. Sunt mulți care întreabă dacă poți să-i tratezi de la distanță. Din Austria, fanul meu și tinerețea. Există internet.
Faci, dai lecții, adică consulții acum și... Da, prin ce? Unde prin trebuie Zoom, să intre? Prin Skype. Dar unde trebuie să intre? Dacă vor să lucreze. Unde poți fi găsit? Da, da, contact arond eugen k popa.ro. Deci contact arond eugen k popa. Eugen k popa. .ro. Arond.ro. Da. Da, punct. Deci aici intră și găsesc toate datele. Asta e adresa mea de mail, poți să trimite un mail și să acolo. Dacă vor să învețe chestii și așa mai departe, avem un site se numește puterea minții.ro. Și care este cea mai mare resursă de programe de dezvoltare personală și terapie. Adică oamenii pot să învețe ceea ce faci și tu. Absolut, asta și facem. Pentru că e vorba, pentru că e vorba despre tehnici până la urmă, nu? Nu doar. Există tehnicile și apoi există principiile. Noi când predăm un curs, metoda de predare a cursului este te învăț principiile și pe baza principiilor vin cu tehnici pe care tu le poți aplica. Dar în momentul în care tu ai învățat principiile, poți să-ți creezi propriile tale tehnici, pentru că știi care sunt principiile. Nu mai ai nevoie de... Eu îți dau două, trei tehnici care pun în practică aceste principii, dar odată ce le ai, poți să le aplici și tu. Și facem cursuri, avem și cursuri online de așa ceva, în care oamenii pot să vină să se înscrie. Deci schizofrenia nu se vindecă prin hipnoză. Nu a spus asta. A zis că sunt medici, sunt specialiști care fac lucrurile astea și spune că există cineva care face asta. Da. Poți să-i dai numele? Știi pe cineva nume? În România nu știu. În România, dar știi? Internațional sunt mulți, dar cel cu care eu am vorbit de curând îl cheamă Michael Iapco. Da. Am înțeles. Reinterpretarea. Mă puteți ajuta la instanța în răspuns. Teama de a vorbi în public. Doamne Dumnezeule. Nu mai sunați pentru că nu... După vaccină aplicați hipnoza, întreabă cineva. Sunt rezultate incredibil. Nu, da, pentru că sună în continuu și alte probleme psihice nu am. Numai una se numește chiar Marius Tucă, aici se vindecă lejer. Așa. Mai e cineva care îmi scrie că nu poate să doarmă noaptea singur în casă. Tratează domnul Popa și copiii, de exemplu o fetiță de 5 ani care nu vorbește. Repet, intrați pe hipnoza.ro/magazin, aveți acolo un program, se numește Sleep Talk pentru copii, îl cumpărați, un program de 3 ore și ceva, cu toate informațiile, cu toate materialele, tot ce e de făcut. Dar primești oricum, adică tratezi, da, nu? Da, sigur că da, sigur că da. Bună seara, vă rog un telefon de contact în vederea stabilirii. Este acolo pe... E pe site. Pe site. Da. Pe site sau scrie omul pe adresa... Pe adresa de mail. Da. La telefon nu răspund. De mic am o teamă de a traversa strada. Am o senzație de leșin. E posibil să mai fi născut cu aceasta sau să fie o traumă din copilărie? Este irelevant de când o are. Contează că ea există și poate fi rezolvată. Unii oameni spun, stai că nu-i din viața asta, dintr-o altă viață, dintr-o viață paralelă, superioară, inferioară, de la stânga la dreapta. Nu contează. Contează că există undeva în mintea sau o conexiune între traversatul străzii și o anumită emoție. Mm-hmm. Bolile de piele se pot trata? Folosind hipnoza, poți trata orice problemă de natură psihosomatică. Psiho înseamnă mansardă, soma e din greacă, înseamnă corp. Deci o problemă la nivel corporal care e generat de o trăire emoțională sau psihologică poate fi rezolvată. Cum ar fi și, durerile cronice. Da? Dacă respectiva boală de piele este de natură psihosomatică, poate fi ușor rezolvată. Dacă nu este de natură psihosomatică, atunci se poate ameliora folosind hipnoza. Există, chiar avem un video pe care îl dăm la cursul de hipnoză pe care noi îl susținem, cu un doctor din Anglia care a tratat pe cineva cu probleme de piele, avea negi pe brațe și pe picioare și i-a zis doar săptămâna viitoare, până săptămâna viitoare, negi de pe mâna stângă dispar. Și am video și a venit omul cu mâinile pline de negi, peste o săptămână stânga e fără negi, dreapta cu negi. Dependența online la copii? Sleep Talk. Da, de se ce? Poate... Acolo e tehnică, rezultate? Dă rezultate și este o metodă pe care părintele o poate aplica. Și aș vrea să mai spun o chestie pentru cei care sunteți părinți și aveți copii care au probleme. O chestie care nu o să-ți placă, dar eu trebuie să ți-o spun, e de datoria mea. Și anume, 90% din problemele copiilor sunt de fapt exprimarea problemelor părinților. Copiii exprimă, manifestă o tensiune, o problemă pe care o are unul dintre părinți, ambii sau o relație dintre cei doi. Deci dacă ai un copil cu probleme, mai întâi uite-te la tine și vezi ce se poate întâmpla, ce se poate rezolva la tine. Am înțeles. Ai rezolvat-o, adică... Spune-te, rog...
Care sunt cazurile cele mai grele și în ce constă greutatea de a le rezolva? Nu, eu nu gândesc în cazuri grele. Adică am avut oameni care au venit cu probleme de, eu știu, aveau probleme medicale. Cineva care, spre exemplu, avea nu știu ce număr de leucocite foarte scăzut și nu putea opri sângerarea sau mai știu eu ce. Corpul uman, corpul este expresia prin care mintea subconștientă se manifestă. Okay? Asta este corpul uman. Când un om are o problemă emoțională, dacă nu o rezolvă, ea începe să se manifeste în corp. Prin boli de piele, ulcere sau mai știu eu ce. Și atunci, dacă noi știm chestia asta, ce mai știm? Știm că dacă lucrezi la nivel de subconștient și rezolvă aici, atunci și acest outlet, acest debușeu care este corpul, se va rezolva. Deci dacă omul are o problemă la nivel fizic, hai să vedem ce putem face la sursă, la cauză, care apoi să genereze efectul de avalanșă și să rezolve problema din corp. Și lăsatul de fumat, cum îl rezolvi? Sunt mai multe variante prin care poți rezolva lăsatul de fumat. Cel mai simplu mod pe care îl utilizez este și la fumat și la orice alt tip de adicție, de dependență. Chiar o să avem un curs în luna noiembrie exact pe subiectul ăsta. Unde se ține cursul online? Online, da. Toate cursurile le facem online. Plătești o sumă da, și participi la cursul ăsta. Exact, așa? Exact. Spune că mă interesează. Da. Deci, problema cu orice tip de adicție este că atunci când omul manifestă această adicție, ea este de fapt o acțiune secundară, nu principală. Adică, sunt oameni care stau de vorbă, cum facem noi acum, și beau din cafeluță sau fumează o țigară. Da? Fumatul țigării este o activitate secundară, de urmare, mintea nu o înregistrează ca atare. Nu o să zică ai fumat, chiar dacă a fumat un pachet întreg. Pentru că noi, conștient, putem să facem o singură acțiune odată. Și anume să comunicăm, să fim atenți la ce vorbim. Și cel mai simplu mod de intervenție aici, pe care îl aplic adesea cu oamenii, se spun, ok, fumezi, nu zic nu mai fuma. Zic, da, te duci și fumezi, dar faci cum îți spun eu. Și unul, nu fumezi când bei cafea, nu se poate așa ceva. Sau dacă fumezi, nu faci nimic altceva, nu te uiți pe telefon, nu te uiți la televizor, nu asculți, nu vorbești cu nimeni. Fumezi și atât. Fumezi și atât și în timp ce fumezi, îți repeți în capul tău, am o bălărie într-o hârtie și bag fumul în mine. Și în timp ce faci chestia asta, vreau să-ți imaginezi cum tragi fumul ăla din bălărie, îl bagi în tine și se duce în corp. Dar să fii conștient că faci asta, nu să o faci așa să-ți fugă mintea. Și repetă asta în continuu câtă vreme fumezi. După care vezi cât mai fumezi. Mulți oameni se lasă, nu mai vin pentru că e prea greu. Pentru că e mai simplu să facă. La băutură să știi că e greu. Eu mă pun în situația mea. Dacă tu vii să spui și îmi spui acum, vezi că bagi o travă în tine, nu știu ce. Nu, uite, am avut un client care mi-a trimis mulți clienți, apropo. Client. Fieden. Cu băutură. Da, fieden. A venit că era alcoolic. Și zic, bă, dar cum faci să bei? Cum faci mă cu asta? Și zice, păi uite, stă acasă, mă apucă melancolie. Exact așa a spus. Mă apucă și melancolia. La fel, eu sunt melancolic. Mă apucă melancolia. Mă întind pe canapea, ascult Cătălin Crișan sau Mădălina Manole, îmi pun niște whisky de nu știu de care într-un pahar de cristal pe masă aici și beau și plâng. Zic, genial, fii atent ce ai de făcut. Să schimbe pe Cătălin Crișan. Fii atent, îi zic, fii atent ce ai de făcut. Data viitoare când vrei să bei, zic, 1, fără muzică, 2, fără canapea, 3, fără pahar de nu știu care, fără... Și zic, ce faci? Se renunți la toate... Îți iei un borcan, obidit, pui whisky ăla, care știu că e mare șmechire de whisky, îl pui în borcan, te urci pe masă și pe masă stând, zici așa, am un lichid într-un container pe care îl bag în corpul meu. Asta să-ți repeți ca să fii conștient de ce faci. Nu este nu știu ce whisky, nu este pahar de cristal. Și fă chestia asta. Și vorbim după aia. Și omul mi-a trimis nu știu câți clienți de-a lungul anilor pentru că a zis, bă, nu s-a mai... S-a lăsat da. Și noroc. Da. Știi, eu am avut... aveam un coșmar în tinerețe. Care, aia cu păianjenii se poate trata, că am glumit, am spus. Domnule, că mă ocup eu de... Se poate trata, absolut, da? Absolut. Fobia de... eu am avut un coșmar și mi-am realizat târziu despre ce era vorba, de unde pleca. Știi Alice în Țara Minunilor și citisem povestea, o citisem, că nu erau filme atunci și îmi imaginam că am intrat în văgăuna respectivă și nu mai pot să ies. Da. Și spaima după aia mi-am dat seama, știi care era de fapt? Că nu mai pot să ies să ajung la IMEI acasă. Aha. Că eu mă vedeam în apartamentul meu, în dormitorul meu și că nu mai găsesc drumul să ajung la mama, de fapt, că la tata. Da, mă rog, la mama acasă, La mama. Și dar târziu nu puteam să ies din ăla. Da. Dar era teama de aia de care îți vorbeam, nu? Da, corect, exact. Și aici ai spus o chestie foarte mișto, pentru că, spre exemplu, în acest film al tău,
Și asta se întâmplă cu toată lumea care are astfel de situații, cu care se confruntă cu astfel de situații. Noi avem ce se numește imaginație. Da? Și imaginația asta are două capete. Ești la primire sau la servă. Da? Imaginația nu are nicio valoare. Ea e pur și simplu. Și când spun imaginație, fie îți vine un film în minte, pe ecranul minții tale și acolo rulează fricile tale, sau, și atunci îi spune ca și cum, uite, stai pe scaunul, ești la cinematograf și mă uit la film, sunt pe scaunul spectatorului, dar când realizez că, de fapt, pe scaunul tău nu scrie spectator, ci scrie regizor, în clipa aia, eu nu mai sunt doar un simplu privitor, ci eu pot să influențez. Și atunci eu preiau controlul și zic, ok, dar nu vreau să se întâmple așa, vreau să se întâmple așa. Și pur și simplu această conștientizare și acest mecanism mental din care eu spun... În care eu... schimb perspectiva, exact. Și nu ești exact. Spectator. Eu vreau să fiu, filmul să fie așa, nu așa, că nu-mi place așa. Am avut oameni cu care am lucrat, le-am spus, băi, că nu, zice, nu pot să mă opresc. Îmi vine în continuu. Zic, băi, ok. Îți vine, imaginează că e ca la televizor, cum se uită lumea acum pe ecran, la noi, și zic, apare filmul ăsta care te deranjează și te afectează. Zice, da. Zic, bun, imaginează că e o telecomandă în mână. Ce poți să faci cu telecomanda? Să schimb canalul? Zic, da, tată, ia schimbă canalul pe ceva ce vrei, care îți place să vezi. Și e suficient. Dar ce nu înțeleg oamenii cred că trebuie multă muncă, multă suferință, multe lacrimi, mulți bani, ca să rezolvi orice problemă. Și nu este așa. Nu e așa, din fericire nu e așa. Din păcate a trecut timpul. O să mai vorbim despre multe altele. Te ocup cu mult mai mult decât... Asta sună bine cu hipnoza și este într-adevăr un procedeu extraordinar și accesibil și îl folosești de atâta timp. Și oamenii pot să învețe. Adică oricine meu, poate să facă curs, să învețe. Asta e o altă chestie importantă. Discutăm data viitoare. Perfect. Poate să vină la cursuri, să învețe ei, să trateze sau să se autotrateze. Absolut, amândouă. Pentru că se poate face autohipnoză. Te rog să mai spui o dată coordonatele tale. contact@eugencpopa.ro, adresa mea de mail, îmi poți scrie acolo și pentru cine vrea să învețe, poate să intre pe puterea minții.ro. Și acolo au o bibliotecă întreagă de așa ceva. Bun, mulțumesc mult de tot, Gabriel Păun, în partea a doua, ultima parte, Bogdan Teodorescu, mulțumesc pentru mesajele infinite. Deci așa ceva nu am văzut. Știi de ce, Eugen? Pentru că oamenii sunt foarte stresați, foarte... Da. Cred că într-o perioadă cum e asta a pandemiei, toate anxietățile, toate se amplifică și ies mai ușor la suprafață. Absolut. Adică altfel sunt ținute sub control cât de cât într-o perioadă normală. Bănuiesc, nu? Absolut. Cam absolut. Așa e. Situația actuală n-a venit decât să exacerbeze ceva ce exista deja și mulți oameni au sucombat la presiunea asta. Înfiorător. O scurtă pauză și ne întoarcem. Partea a doua emisiunii, spuneam, Gabriel Păun, președinte Agent Green, un prieten al emisiunii și al F-News, vorbim despre animale în general, despre felul în care sunt tratate, am vorbit despre urși și o să ne întoarcem la subiect, nici acum ministerul nu ne-a răspuns. Gabi, salvează Miorița. De ce trebuie să salvăm Miorița? Ce e cu această campanie? Astăzi vin ca... Animals International, nu ca Agent Green, apropo, care este o organizație internațională pentru drepturile animalelor. Norocul face ca un român să fie directorul ei, adică eu. Treaba asta cu Miorița și cu animale exportate nu este nouă, este un subiect pe care l-am descoperit acum 10 ani și atunci m-am raliat și la această organizație. Auzisem din presă că România vrea să trimită nu știu câte sute de mii de vaci de lapte în China, cu vapor. Zic, cum adică să pui vacile pe vapor, să le duci jumătate de planetă mai încolo? Nu poți să trimiți carnea sau nu poți să trimiți laptele sau dacă vrei să trimiți material genetic pentru reproducție, nu poți să trimiți material genetic în loc să trimiți animale vii. Ulterior am descoperit că nu era vorba doar de acel comerț cu China care urma a fi început, ci România este de fapt numărul unu din Europa la export de oi și viței combinat. Deci animale vii, animale vii. Animale vii, animale vii puse pe vapoare care sunt foarte vechi, este cea mai
veche flotă de pe planeta Pământ care există. Sunt de fapt foste cargouri convertite, niște fiare vechi, niște închisori plutitoare pe care mor foarte multe animale. Nu este transport să nu mor animale, dar pleacă atât de ieftin din România încât nu prea contează cât e mortalitatea. Deci sunt situații în care poate să-ți moară și jumătate și încă faci profit, pentru că am descoperit că tot acest comerț e în mâinile a câtorva companii pe care le numer pe degetele de la mâini și care nici măcar nu sunt românești. Ca de obicei, România, în loc să exporte produse finite, și exportă grâul, porumbul, lemnul, bușteanul și în cazul ăsta chiar și ființe vii. Deci nici măcar de ființele vii nu ne pasă. Și uite, faptul că suntem numărul 1 în Europa ne-a tras o pătare a reputației, pentru că cu cât transporți mai mult, cu atât sunt mai multe riscuri. S-a întâmplat și sub nasul nostru în portul Midia, deci nici nu i-au luat frânghiile de la plecare, numai ce a plecat s-a și răsturnat de încărcat ce era. Au murit toate animalele, nici 1% n-au supraviețuit. Au fost și alte cazuri în care au murit pe drum toate, au rămas fără apă, au început să se împingă unele între altele și până au ajuns în Iordania au murit. Și Dumnezeu mai știe ce se mai întâmplă în afară de chestiile care ies la lumină așa, că ies la lumină că se întâmplă sub nasul nostru. Am fost totuși și pe vapoare, sub acoperire, am văzut cum se întâmplă lucrurile acolo, am înțeles foarte bine că în momentele alea din vară, și nu doar vara noastră, că vorbim de, la noi vorbim de 30-35 de grade, dacă îmi pleacă în Golful Persic, vorbim de temperaturi de 46-50 de grade. Au fost anul, acum 2 ani, în 2019, au fost 52 de grade. Deci cum să trimiți Miorița din Carpați în Golful Persic? Deci își dădeau efectiv duhul. Poți să pui și o singură oaie pe vapor, dacă temperatura și umiditatea au depășit un prag, ea va muri, așa cum aș muri și eu și tu. Am fost în locurile alea de destinație să văd cum sunt tratate animalele. Pot să spun că nu există vapor ca lumea și nu există destinație care să trateze animalele într-un fel în care ar respecta și legislația europeană, că totuși am un animal european, și nici măcar religia lor de acolo. Pentru că dacă stai să respecti și cerințele religioase, nu sunt mai prejos de legislația europeană. Însă tot ce am văzut eu acolo încalcă și legislația europeană. Hai să dăm un filmuleț mic de asta și după aceea continuăm, de acord? Da, filmulețele alea pe care probabil nici nu le puteți arăta decât mici scene, pentru că sunt scene pe care eu le-am filmat și care, ca să fac un pic trecerea la antevorbitorul meu, la Eugen, care a spus niște lucruri minunate, m-au îmbolnăvit. Deci toate traumele alea, tot ce am filmat, îmi pare rău că nu putem arăta, pentru că adevărul golgoluț e cel care trezește conștiința până la urmă, așa cum a trezit-o și mie, m-au îmbolnăvit. Deci fiecare om primește o traumă, un șoc, o supărare, ori în cap, ori în gât, ori în burtă, ori în inimă, ori în picioare. La mine s-a întâmplat în burtă și m-am îmbolnăvit în burtă, efectiv. Și până n-am ajuns să discut cu un om ca Eugen, nu am înțeles ce mi se întâmplă. Deci recomandarea mea pentru toți cei care să ia în calcul tot ce a spus Eugen înainte, e pe bune, deci chiar e pe bune. Hai să ne uităm la ce putem să arătăm. Nu, la filmulețul cu Miorița îl vedem imediat și după aceea te rog să continui, pentru că oamenii vor să afle de ce se întâmplă asta, cât de lacom sunt cei care fac să pună animalele, practic, da, le supun morții în cele din urmă, nu știu câte supraviețuiesc și fac asta cu toate că știu că există o mortalitate destul de mare. Hai să vedem filmulețul, exact, și după aceea continuăm și mai ales ne spui cine face asta, cine sunt beneficiarii. Filmulețul, vă rog. Picior de plai, pe gură de rai, iată vin în cale, se cobor la vale.
turmele de miei, cu ai lor ciobănei, toți baci învățați de grele încercați. Cu hainele cu joc se adună la foc și mării se vorbiră, ei se sfătuiră. Pe la pus de soare, pe cele mioare, să le adune mii, să le vândă vii în bucătării. Peste mări și țări, până hăți în zări. Dar cea mioriță, cu luna plăviță, de trei zile încoace, cura nu-i mai tace, iarba nu-i mai place. Mioriță laie, laie bucălaie, de trei zile încoace, gura nu-ți mai tace, ori iarba nu-ți place, ori ești bolnăvioară, drăguță mioară. Drăguțule bace, dă-ți oile încoace, la negru să voi să paștem și noi, că la pus de soare ori să ne coboare, în cală, în vapoare, ca într-o închisoare, plină de duhoare, unde des se moare, călcat în picioare, în căldură mare, mare. Unde valul bate și tot timpul noapte, și ne plângem toate că-i sfârșitul aproape. Și dacă om scăpa și nu ne-o mâneca, cât unor tăia și nu-l sfârșia. Fără drept la viață, în orient, în piață, stăpâne, stăpâne, ascultă-ți inima, nu ne tortura, nu ne înstrăina, ține-ne încarpați cu surori și frați. Pe un picior de plai, pe o gură de rai, pe la pus de soare, plecând de părătare, bădiță, bădiță, la ta mioriță, cu luna plăviță, cruții suferință. Da. Cine face aceste, cine se ocupă de aceste transporturi? Sunt mai multe firme? Hai să începem cu clipul ăsta, să-l digerăm un pic, pentru că greu de digerat. Tocmai s-a întâmplat o premieră, practic. Da, nu știu câți dintre telespectatori au observat, dar practic este o Miorița reinventată. Dacă ne amintim, în balada populară originală, Miorița își avertiza ciobănașul că se pregătește un complot asupra lui și încerca să-i protejeze viața. Acum este practic rândul Mioriței să ceară ajutorul ciobanului să-i salveze viața, practic să nu mai trimită la export, să o țină la noi în Carpați. Ăsta este mesajul pe care vrem să-l reamintim politicienilor din România, că totuși este natura noastră să fim buni cu animalele, că este o chestiune de identitate națională, faptul că noi românii avem o conexiune profundă cu animalele și să ne amintim de aceste valori și să fim autentici. Deci am inițiat și o petiție care este exact pe salvează-miorița.ro. Este site-ul unde rulează petiția și pentru fiecare semnătură pentru care se face acolo pe site, fiecare parlamentar din România primește un mail. Deci cu cât mai multe semnături, cu atât mai multe șanse ca ei să facă ceva. Sunt totuși 10 ani de când în mod repetat publicăm investigații cu ce se întâmplă cu animalele noastre. Cred că subiectul este practic copt, așa cum au fost și animalele pe vapor, coapte de vii,
și că parlamentarii nu mai pot, nu mai pot să se uite într-o parte și nu mai pot uita acest subiect, e timpul să o facă. Cred că un moment bun ar fi pe 24 noiembrie, când se fac 2 ani de la dezastrul din portul Midia, când s-a scufundat acel vapor și au murit aproape toate animalele, și sper să ne audă. Spuneam că sunt câțiva politicieni care de-a lungul timpului au ajutat aceste firme străine. Nu știu pe toți, dar știu că mi-a atras atenția încă din 2016, din corespondența cu... Adică dacă a fost ceva foarte putere în 2016, când au fost tehnocrații și aveam foarte multe speranțe că lucrurile vor merge mai bine, pentru că pe guvernele anterioare erau discuții, dar ele nu duceau încă nicăieri. Probabil nici conștientizarea publicului nu era la fel de mare. Dacă pe vremea lui Ponta măcar mai primeam niște răspunsuri și existau niște discuții, ele au existat și ulterior. Ceva s-a schimbat un pic în legislație, s-au îmbunătățit condițiile de transport, dar asta nu a prevenit tragediile. În continuare, tragediile se întâmplă, deci e clar că oricât ai îmbunătăți condițiile astea de transport, până la urmă soluția este să înlocuiești exportul de animale vii cu cel de carne congelată și refrigerată. Fiind conștienți că în România avem suficient de multe abatoare neutilizate, avem tot ce ne trebuie să facem treaba asta, avem și certificator de halal și de kosher, deci putem să garantăm țărilor de destinație că le respectăm absolut toate cerințele. Da. Am discutat și la capătul celălalt acolo, e vorba doar de mituri pe care le fabrică această industrie, ei acolo acceptă orice le trimitem noi, vor să mănânce și vor ieftin, asta e tot, e la fel ca la noi, nu e nicio diferență. Deci cine sunt cei care au ajutat astfel de transporturi criminale? Uite, de exemplu, mă îngrijorează desemnarea lui Cioloș ca premier acum, pentru că el este singurul premier care nu mi-a răspuns la nicio scrisoare. Deci absolut la nicio scrisoare. Am cerut în multiple ocazii să ne întâlnim, să discutăm despre această problemă, care este o chestie nu doar de reputație și de bunăstare animală, dar și o chestie de economie națională. Am un studiu care arată clar, făcut de un analist economic pe nume Claudiu Cazacu, care a făcut multe astfel de studii, arată că dacă România face această tranziție, pe lângă că anulăm suferința inutilă a animalelor, dăm 5.311 locuri de muncă noi și aducem 46 de milioane de euro anual valoare adăugată brută la bugetul de stat. Deci lucrurile sunt clare. N-am vrut să mă aud, am început să sap să văd de ce, am vrut să văd cine e la agricultură atunci. L-am găsit pe Achim Irimescu. Achim Irimescu, care înainte să fie în guvernul tehnocrat, a fost secretar de stat la Ministerul Agriculturii. Deci l-a păstrat pe cel dinainte, exact că făcea, că favoriza acest comerț cu animale vii în loc de export de carne refrigerată și congelată. Și am văzut că acest Achim Irimescu, care nici acum a dispărut din decor, este ministru plenipotențiar la Bruxelles, de nici măcar PNL-ul nu l-a dat la o parte. Este la Bruxelles în continuare, să facă ce face. Și un om pe care îl descoper la toate interpelările pe care le am în Parlamentul European pe acest subiect, el e acolo în sală. Se uită urât la mine, ascultă, pleacă, nu mă salută și își face treaba. Deci, hai să vă zic ce a făcut omul ăsta când era secretar de stat la agricultură, între 2012-2015 până să fie ministru în cabinetul Cioloș. Hai să luăm o scurtă pauză, Gabi, luăm o scurtă pauză și după aceea vorbim despre toate acestea. Și vreau să-mi zici, apropo de Cioloș, că nu ți-a răspuns la interpelări, nu ți-a răspuns la adrese. Dar vreau să-mi spui dacă, după pauză, exact, dacă s-a întâmplat să facă mai mult decât atât, da? Pentru că ne-ai dat doar indiciul ăsta, poate există mai multe informații legate de asta, că tot vrea să fie prim-ministru, să formeze guvernul. O scurtă pauză și ne întoarcem. Continuăm partea a doua a emisiunii. Spuneam în ultima parte, Bogdan Teodorescu, analist politic, va fi în studioul nostru.
vom discuta despre ceea ce se întâmplă, această criză prelungă, nesfârșită în legătură cu formarea guvernului și criza sanitară și așa mai departe. Dar loc pe Gabriel Păun să ne vorbească în continuare despre această, nu știu cum să-i spun, filmulețul acela te dă peste cap oricât de, oricât de rece ai putea să-l privești. Te rog, Gabi. Da, deci eram la momentul tehnocraților, 2016, când ministru a fost Achim Irimescu, același personaj care a fost secretar de stat la agricultură între 2012-2015 și care a adus în echipa sa, ilegal, atenție, un cetățean sirian din regimul Bashar al-Assad și l-a făcut consilier de stat, deci funcționar public. Este ilegal pentru că nu ai voie să dobândești cetățenia română mai repede de 8 ani sau 5 ani dacă ești căsătorit și trăiești cu persoana respectivă și se poate reduce la jumătate perioada dacă investești în România 1 milion de euro. Ori acest lucru nu s-a întâmplat. Acest domn, Akram Shaide, care nu este nimeni altul decât soțul lui Sevil Shaide, care a fost o tentativă de premier mai de mult, dacă vă amintiți, da, a venit în 2011 și repede s-a și căsătorit cu doamna Sevil Shaide, martor la nuntă fiind nimeni altul decât Liviu Dragnea. Foarte frumos, idilic, în 2013-2015 a fost deja consilier, a fost consilier 2013-2014 în Ministerul Agriculturii. Nu ai voie să ai funcții publice dacă nu ești cetățean român. Ori la data aia n-avea cum să fie. Am studiat un pic să văd cine a mai ajutat acolo, pentru că acest Akram Shaide n-a fost adus pentru ce a fost el pregătit să facă. I-am studiat CV-ul. El era, se ocupa cu fructe tropicale și creșterea bananelor în seră. Dar el a fost adus la Ministerul Agriculturii să deschidă piețe noi pentru exportul cu animale vii, deci explicit. Deci n-avea nimic în CV, dar a venit direct dintr-un regim totalitar pentru care există un embargo și există și niște coduri ale etici potrivit cărora nu cred că România trebuia să-și ia un funcționar public tocmai de acolo. Ei bine, omul ăsta a venit, a făcut treaba asta, a primit cetățenia de la doamna care e responsabilă de Autoritatea Națională de a Cetățeniei, cu rang de secretar de stat, pe nume Monica Cămărascu, care imediat ce a dat cetățenia, ne-am trezit cu ea, cel puțin dubios, că a plecat de la autoritate și a devenit consul la României la Barcelona, fără să aibă pregătirea necesară, fără concurs, cu numire directă. Mie îmi sună cadou, dar asta e treaba procurorilor să încheteze. După care a venit ministrul agricultură, domnul Achim Irimescu, care a mai făcut o numire de cetățean străin, tot din țările acelea, și un anume El Fatih Abu Samra Mohamed, care era consilier între 2013-2015, l-a trimit ca atașat comercial în Iordania, el fiind oricum de origine iordaniană. În Iordania, ca să facă probabil tot treaba asta, și a făcut-o ilegal pentru că nu exista cadru legal la acel moment, la începutul 2016, vorbind de guvernarea Cioloș deja, nu exista cadru legal la momentul la care l-au trimis pentru a trimite atașați comercial. El a venit mult mai târziu și mai vreau să atrag atenția la treaba asta cu atașații comerciali, că ei trebuie să aibă totuși o pregătire în diplomație, o pregătire în vânzări. Oamenii ăștia sunt plătiți din banii noștri ai statului să meargă acolo să facem nu știm exact ce, au casă, masă, mașină și 300 de litri de combustibil pe lună. Nu știu dacă e tocmai ok. Deci astea sunt chestii pe care, prin tăcere, cred că premierul desemnat trebuie să le răspundă, pentru că mie nu îmi prezintă încredere un astfel de om care nu a răspuns la nicio scrisoare și a girat practic chestiunile astea și sunt foarte îngrijorat că în loc să capitalizăm practic toate dramele astea care s-au întâmplat și să începem să transformăm prin lege acest comerț barbar care ne face de rușine țara, mi-e teamă că o să ne întoarcem unde eram acum 5 ani, la tăcere, și singurii care vor scoate la lumină aceste cazuri
odioase vom fi tot noi. Însă nu cred că este nevoie ca mai multe animale să continue să sufere. Trebuie deconspirată complet această rețea, scoși la lumină toți politicienii care favorizează aceste firme de comerț și să-l schimbăm. Gabi, asta vreau să te întreb, pentru că nu mai avem timp și atunci când o să vii în țară, o să fii în studio, vorbim pe larg, să avem suficient timp atunci. Spune-mi, te rog, cum se poate schimba asta? Doar prin lege, doar schimbând, modificând legislația, da? OUG, dar acum nu se poate da OUG, deci depindem este 100% de o lege. Mm-hmm. Cred că trebuie făcute niște consultări, să se asculte absolut toate părțile, mai ales fermierii, pentru că trebuie să ne asigurăm că fermierii nu vor avea nimic de pierdut, ba din contră de câștigat, să li se garanteze prețul corect, să li se garanteze contracte pe termen lung, să ne asigurăm că abatoarele sunt în stare bună de funcționare, că avem congelatoare, aeroportul exact, adică nu să nu schimbăm legea și asta să nu avem logistica pentru ceea ce propuneai tu. Îți mulțumesc mult, Gabi, nu mai avem timp, trebuie să ne întoarcem și la... Numai o frază să nu prind cei implicați în treaba asta panică. Nu vorbim de o schimbare brutală, vorbim de o tranziție care poate dura undeva între 1 și 3 ani. Ideea este să înceapă această tranziție care este mai profitabilă pentru România ca economie, reputație și pentru animale, nu în ultimul rând, ci în primul. Deci nu vorbim de o chestie brutală, ci de o tranziție etapizată. Mulțumesc mult de tot, te aștept în studio. Trebuie să discutăm și despre ceea ce s-a întâmplat cu vânătoarea organizată. Am noutăți, ne vedem curând. Bine, te așteptăm cu drag, numai bine, sănătate, la revedere. Bogdan Todorescu se află în studioul nostru. Seara. Am înțeles că deja a fost instalat Cioloș, sau nu? Că eu am fost în direct, poate dumneavoastră... Nu a fost instalat, dar undeva e instalat. E instalat undeva, e desemnat până una alta. Da. Până să ajungem la ce se întâmplă în momentul ăsta, Bogdan a mai discutat odată care sunt cauzele pentru care s-a ajuns aici. S-a ajuns să fie depus o moțiune de cenzură și atât de lăudat cabinet cât s-a căzut. Cauzele sunt cele pe care le-am discutat de mai multe ori și care, mă rog, par evidente. Și cea mai apropiată cauză este negocierea foarte proastă a constituirii acestui guvern în decembrie anul trecut. Vă pot aminti, să facem așa un excurs în istorie. Putem să ne amintim despre cele 14 puncte ale lui Woodrow Wilson la sfârșitul Primului Război Mondial, care trebuiau să pregătească pacea și să pregătească tratatul de la Versailles. Ideea acestor puncte era nu umiliți Germania. Cumva găsiți o cale și nu umiliți Germania. Nu era explicit scris în cele 14 puncte, dar mesajul acesta era nu creați un nou conflict din felul în care negociați încheierea acestui conflict. Nu s-a ținut seama de acest lucru, Versailles a fost cum a fost, Germania a fost călcată în picioare și după 20 de ani am avut din nou un război mondial generat de furia populației germane pe de-o parte, care a dus la putere un partid care a alimentat această furie, ne refer la partidul nazist. Noi suntem într-o situație relativ similară în această constituire de coaliție. Cel mai mare partid din România a fost practic umilit în negocierile din decembrie 2020. 20, anul trecut. I s-au luat 5 ministere importante, deși măcar pe algoritm avea dreptul la 3. Negocierea făcută de fostul președinte al partidului Orban împreună cu cei din USR. Ca să obțină funcția de șef al Camerei de sau și din alte motive pe care, mă rog, nu este treaba noastră să le investigăm acum, a condus la această stare latentă de nemulțumire care a devenit manifestă și care s-a închis prin gesturile făcute de Florin Câțu împotriva miniștrilor USR+. La ora actuală noi suntem în același cerc de neîncredere. Discuțiile care s-au purtat astăzi acolo s-au așezat, iar eu nu vin aici să spun că poate nu se vor înțelege. Poate se vor înțelege, habar n-am. Dar această înțelegere va fi minată de aceeași realitate. Aceste două partide, în principiu, nu prea cum să stea împreună. Și acest lucru este mai vechi un pic, iar dacă ne uităm numai la o monitorizare simplă, pe care s-o facem din ianuarie 2021 până în momentul de față, de 10 luni, veți constata că cel mai atacat personaj politic al USR-ului n-a fost PSD-ul, n-a fost opoziția, a fost PNL-ul. Au fost partenerii lor. Deci, ținta principală a partidului numit USR este Partidul Național Liberal, lucru pe care liberalii îl cunosc atât în teritoriu cât și la centru.
Și Câțu, adică cel care a venit președinte, care finalul apoteotic al acestei povești a fost mutarea USR-ului împreună cu Aurul și cu PSD-ul pentru a vota o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern. Bogdan, iartă-mă, vreau să te întreb ceva și despre acest congres al PNL, că nu am apucat. Așa. S-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple, nu? Alegerea lui Florin Vasilică. Nu cred că trebuia să se întâmple. Ne întoarcem la păcat originar. În mod normal, domnul Orban nu mai avea ce să caute în fruntea partidului. Ne uităm în Germania, proaspătul lider al CDU-ului a mâncat bătaia, a plecat. Nu asta să explice cât de important ele pentru lume și viață. N-a explicat cât de tare iubesc pe el membrii și trebuie să rămână acolo. A mâncat bătaie, a obținut un scor prost, a plecat și este omul desemnat de Angela Merkel să o urmeze. Deci nu este vorba de chiar un personaj nimeni. Și a pierdut alegerile, s-a retras din funcție. În decembrie 2020, domnul Orban, fost prim-ministru și președinte de partid, a primit o înfrângere electorală clară, 5% în spatele adversarului, din aceste două posturi. Astfel zis, cetățenii români au fost nemulțumiți de mandatul său de prim-ministru și pe care de Constituție de șef al PNL. Și de șef al PNL. Deci el trebuia să facă un pas în spate. Și ce se întâmpla în condițiile astea acum? Existau probabil doi candidați, unul, domnul Câțu, probabil. Probabil, da. Și un alt candidat. Dacă care mai apărea, pentru că eu cred că, și știi, Eu cred că apărea și cred că o bună parte din oamenii care deci au votat. Deci Câțu apărea oricum. Cred că da, fiindcă era prim-ministru. Și atunci automat în jurul lui se încolonau niște oameni, dar care poate nu s-ar fi încolonat atât de mulți dacă nu era lupta cu Orban, împotriva căruia totuși au avut mulți cetățeni să spună multe lucruri, mai ales ca urmare a negocierii cu USR-ul. Deci noi avem de-a face la acest moment cu o pornire ratată a PNL-ului în acest fenomen și care s-a terminat cu toată, nu vreau să folosesc termeni aspri, dar să știți că circ e un cuvânt corect. Pe ce s-a întâmplat în ultimele 6 luni de zile de alegeri interne ale partidului, în care, haideți să mai vorbim de un lucru care a fost din nou evident. În principiu, un partid politic trebuie să-și fixeze dinamicul. Corect. Comunicațional. Asta este regula. Nu-i frumos, nu-i nobil, nu-i elegant, dar așa se întâmplă. Ori, noi ce am aflat, ce se întâmpla în spațiul public românesc? Inamicul PSD era PNL și guvernul PNL. Inamicul AUR era PNL și guvernul PNL și guvernul condus de PNL. Inamicul USR era PNL, iar inamicul PNL era tot PNL, fie Orban, fie Câțu. Noi, în momentul respectiv, noi am avut un Partid Național Liberal la fel de țintit cum a fost PSD-ul pe vremea lui Dragnea. PSD-ul pe vremea lui Dragnea mai avea o noimă, îl apăra Aldele Lutăriceanu. Pe oamenii ăștia nu-i apăra nimeni. Nicol Trăi se înjurau unii pe alții. Și nu era atacat din interior, mă, PSD-ul. Da. Cel care ataca PSD-ul, Victor Ponta și partidul său, era în afara lui. În acest moment, PNL-ul era atacat de propriul său președinte, care spunea că corect, propriul său guvern e prost, sau, din contră, primul ministru spunea că președintele partidului e prost. Această construcție, care s-a terminat cu congresul în cauză, a dus la o fragilizare extremă a Partidului Național Liberal, care, mă rog, nu e treaba mea, dar nu știu foarte exact cum va ieși din această poveste. Mort, cum se iasă. Da. Aproape mort, hai să zic. Ca să cităm pe un clasic, așa, cu picioarele înainte, nu? Exact. De aceea, gestul lui Iohannis de a-l nominaliza pe Cioloș, cred că a fost o gură de oxigen pentru PNL. Bun, hai că ajungem și acolo la analizația. Vreau să te mai întreb ceva. Totuși, prin această coaliție care a ajuns la putere, s-au întâmplat lucruri în politica românească, practic, care nu s-au întâmplat niciodată în 32 de ani. A fost împotriva naturii. A fost împotriva naturii. Adică era atât de simplu să vezi că cei de la USR au o singură țintă în politica românească și această țintă e PNL-ul și electoratul PNL. Era banal de văzut. De asemenea, se știe că din 2019 încoace, în ciclul de campanii electorale pe care le-am traversat, liderilor PNL, atât din țară, cât din teritoriu, cât și de la centru, li s-a atras atenția să nu răspundă provocărilor USR, fiindcă nu e așa, cu ei va trebui să guverneze, să facă majoritatea de dreapta. Această cumulare de furie și de frustrare se citește în fiecare gest pe care nu s-au putut abține. Haideți să ne uităm la o declarație de astăzi. Deci astăzi domnul Ciolo s-a dus să se întâlnească cu Câțu și cu Hunor Kelemen. Da. Da, ok. Se duce acolo. Ce face domnul Năsui? Explică cât de corupți sunt liberalii în ziua aia. Explică cum veneau liberalii cu pile, cum se opunea el, cum se lupta el cu pieptul înainte să-i blocheze pe liberali. Nu știu, poate e adevărat. Eu nu am cum să spun că, Doamne ferește, să se creadă că spun că liberalii n-au făcut. Dar dacă tu vrei să negociezi cu ei astăzi, bă, taci măcar taci o oră.
Până când se termină, până se termină discuția. După aia jur din nou. Corect. Noi ne aflăm, de fapt, într-o situație în care, pentru partidul numit USR, cel mai important atribut este imaginea. Ei au ajuns atât de mari și au ajuns foarte mari la un moment dat. Un partid de 20 ceva la sută născut cu 2-3 ani înainte este un partid performant. Au ajuns utilizând... Păi cât PNL-ul, adică după da, 30 de ani. Aproape, da, PNL-ul a avut 4% în fața lor. Da. Au ajuns datorită utilizării excesive a imaginii. Bine făcută. Și în continuare fac același lucru. În continuare fac același lucru cu o nuanță care, după părerea mea, îi costă. Vedeți, este o vorbă, se spune așa, în spatele scenelor politice, în opoziție, gargară, la putere, când ești la putere, nu gargară, acțiune. Fapte, acte. Acțiune. Mm-hmm. Ei au rămas în continuare cu... La gargară. La gargară. Și noi am mai folosit o dată această metaforă. Știți că întotdeauna e foarte important pe ce parte a puștii te afli. Pe partea cu luneta în care țintești sau de partea cealaltă a puștii când ești țintit. USR-ul a fost tot timpul un lunetist perfect. Stătea în opoziție și țintea și trăgea și câștiga puncte. El, la acest moment, i-au cam trecut în partea aialaltă. Și nefiind foarte obișnuiți cu această postură dificilă a unui politic în care toată lumea se reproșează câte ceva, au hotărât, practic de la început, să-și găsească la rândul lor o țintă și să mute toată nemulțumirea. Pentru că e modul lor de funcționare. De funcționare, evident. Nu știu altfel. Ei seamănă destul de tare cu modelul pe care l-a impus Traian Băsescu la PD, încă de pe vremea Alianței Când erau Convenția la putere, Democratică. Da, da, la putere și în opoziție. Poți să te completez cu ceva? Te rog, frumos. Te completez cu un argument al tău, dacă îmi permiți, îți dai seama. Nu vreau să deranjez. Dacă pui ghilimele. Odată venit în casă, adică n-aș vrea să... Păi nu, spuneai în emisiunea trecută, dădeai exemplu extraordinar al primarilor USR Plus. Da. Adică vezi Nicușor Dan, vezi Clotil Arma, ăsta Coliban Fritz. De la Brașov, Fritz de la Timișoara. Când dintr-o dată au coborât de pe Facebook în primărie, da, în realitate. Păi n-a ieșit nimic și e un dezastru. Asta bun, este. Cum vezi în continuare ceea ce se va întâmpla? Și mai ales hai să plecăm de la această desemnare. De ce crezi că președintele l-a desemnat pe Răcean Cioloș? Nu voi fi în acordul multor oameni când voi afirma... Asta că... îmi place. Da, da. Te rog. Voi afirma că Iohannis și prima dată și a doua oară când a făcut desemnările, mă refer în acest ciclu electoral, s-a cam bazat pe Constituție. Și o să încerc să explic de ce. În sfârșit. Foarte multă lume l-a acuzat pe Klaus Iohannis că nu a desemnat PSD-ul în toamnă. Numai că, dacă citim atent ce spune Constituția, acolo se pune un lider politic care poate genera o majoritate. Ori, dacă ține bine minte, domnul Orban a venit cu echipa după el, care înseamnă vreo 55%. Deci, automat, ei având 55%, domnul Ciolacu nu putea strânge această majoritate, ceea ce era destul de evident. Acum a făcut același lucru Iohannis. De ce? Primul partid, cel mai mare partid, PSD-ul, a zis noi nu punem candidat. Al doilea partid, cel mai mare, PNL-ul, a zis noi nu propunem candidat. A venit al treilea partid, USR-ul, care a zis noi propunem candidat. Ăla a fost pus. Vorbind pur tehnic. Nu prea are majoritate. Stați. Evident, nu. Da, evident că n-ai majoritate, fiindcă toată lumea a căzut. Păi dar teoretic, mai citai din Constituția, din aur. Da, numai că atâta vreme când nu se constituie o majoritate, pui pe cine vezi. În ultimă instanță, domnul Cioloș face parte din majoritatea care a dat jos guvernul. Măcar teoretic, el ar putea să aibă o majoritate. Teoretic vorbind. Acum ne prefacem că nu vedem ce se întâmplă. Discutăm în, absolut, în abstract. Deci, teoretic, trei partide, PSD, USR, AUR, au făcut o nouă majoritate și au dat jos guvernul. Primul, cel mai mare partid în această majoritate, nu a propus un candidat, al doilea a propus. Poate asta este viziunea lor. Nu? S-ar putea să ne întrebăm. Deci Cioloș să strângă această majoritate în spatele său, să facă guvernare. I s-a dat posibilitatea. Desigur, noi știm că nu despre asta este vorba. Dar tot ce pot să spun este că la acest moment, măcar din perspectiva cadrului constituțional, Iohannis s-a mișcat relativ coerent. Ce a urmărit cu treaba asta, bun, nu vreau... Vom vedea? Nu încerc acum să fac psihologie individuală, că nu-i meseria mea. Tot ce pot să spun este că a curbat niște atacuri care s-au adresat împotriva sa. Deci el în săptămâna anterioară de semnării lui Cioloș și a atacat foarte tare pe cei din USR+. Lucru pentru care a fost condamnat de o zonă... Și tocmai de acolo a numit numind premierul de acolo, el a demonstrat că, iată, este un personaj relaxat. Doi la mână. Foarte multă lume paria pe numirea lui Câțu 2 sau un coleg de partid al domnului Câțu.
Nu s-a întâmplat asta. Din nou a dezamorsat o ghiulea. Și al treilea lucru, destul de important și pe care s-ar putea să-l vedem, zic s-ar putea, fiindcă negocierile sunt purtate între persoane, n-am cum să știu unde se va duce, s-ar putea să se vadă că, de exemplu, USR este perfect izolat pe scena politică românească. S-ar putea să vedem asta. Și atunci vocea lui, vocea acestui partid va fi mai puțin interesantă. Țineți minte că discutam în diverse cadre și în direct și pe la telefon, că marea problemă a partidului numit AUR este că n-are cu cine să alia. De fapt, nimeni nu vrea să alieze cu el. S-ar putea ca în urma acestor negocieri USR să ajungă în aceeași situație. Să aflăm cu toții, inclusiv votanților, că acest partid, de fapt, nu e o soluție. Fiindcă n-are cu cine intra într-o coaliție, că nimeni nu vrea să coalizeze cu ei. S-ar putea ca demonstrația să fie văzută acum. S-ar putea, spun. După cum s-ar putea să aflăm vineri, că de fapt se înțeleg că cei de la USR fac mari concesii și PNL-ul intră la guvernare, dacă cumva acesta este planul. Mi-e foarte greu să spun, fiindcă nu-mi place să fac cu predicțiile să ocupa altcineva. Ce pot să spun este că noi avem două căi care ni se deschid la momentul de față, plus o a treia pe care eu o consider improbabilă. Prima cale este că se reface această coaliție. Cu Cioloș în frunte, cu niște ministere date PNL-ului. Concesii făcute de către USR? Nu prea sunt concesii, fiindcă dacă ne gândim la retorica lor din iarnă, ei au spus așa, voi ați luat prim-ministru, noi luăm cele 5 ministere mari. Pe care de consecință invers, este voi ați luat prim-ministru, acum alea 5 le luăm noi. Transporturi, fonduri europene, justiție și așa mai departe. Bun, asta este o poveste. Doi, nu se creează această coaliție și se creează cealaltă coaliție despre care noi tot vorbim, PNL-PSD într-o formă oarecare, dacă aș face un pariu fără informații, pur și simplu privind un om cu un prim-ministru independent, deci nu provenit din PNL sau din PSD, ci din spațiu, din societate civilă, tehnocrat, cum vreți să-i spuneți, care să asigure o majoritate suficient de mare, mai ales dacă adăuși UDMR, să treacă inclusiv la reforme constituționale. Asta ar fi cele două variante care există în momentul de față. Povestea cu guvern minoritar USR ar fi amuzant, fiindcă în momentul în care USR-ul intră pe guvern minoritar, probabil că dispar la competența pe care au dovedit-o în ultima perioadă. Repede. Dispar repede. Bun, totul e din nefericire pe costurile noastre. A treia variantă, în care v-am zis că nu cred, este celebra variantă alegerilor anticipate. Varianta care presupune că în primăvară, până atunci să fie un guvern oarecum de tranziție, care o fie ăla, și în primăvară se fac alegeri. Aici avem o problemă de calcul. Cine dorește anticipat? Evident PSD-ul, care ar sări de la 30 la 40, plus minus. Cred că și AUR. AUR, care sare de la 9 la ceva cu două cifre. Că o fi 14, că o fi 16, nu intrăm acum în detalii. Cine nu dorește aceste alegeri? Păi, în primul rând, cele trei partide din coaliție. PNL-ul se duce măcar de la 25 la ceva cu 1 în față. USR-ul s-ar putea să treacă la o singură cifră. De la 14, 15 la... Dacă va fi într-un guvern minoritar. Se ducă la treaba asta. UDMR-ul niciodată nu-și dorește anticipate, fiindcă ei își planifică fondurile în așa fel încât să le ajungă pe 4 ani, după un an de zile nu e bine. Minoritățile nu se amuză nici ele și nici măcar dizidențele din PNL, pe care acum se anunță partidul domnului Orban, nu vor dori anticipate, fiindcă nu mai pupă nimic. Este Bogdan, destul de clar. Ca să întrecin tabloul, după aceea luăm o pauză, trebuie să spunem că lucrurile astea se întâmplă în România când este o criză sanitară fără precedent. O criză economică, în egală măsură și așa mai departe. Criza facturilor. Adică lucrurile sunt dramatice. Marius, noi trebuie să facem un lucru. Trecând peste ceea ce simțim, trebuie să încercăm să facem o analiză. Și întrebarea este simplă. Cum îi pui cap la cap? Cu un răspuns foarte clar. Dacă tu 20 de ani sau 15 ani, din 2004 încoace, ai cultivat ura și violența ca metode de comunicare, tu ți-ai calificat partidele nu din perspectiva proiectelor, ci din perspectiva înjurăturilor adresate celorlalți. Cum îi mai pun unii lângă alții? Adică, de fapt, noi am ajuns acum la finalul a două decenii de ură, în care societatea românească este împărțită în tabere și societatea politică la fel. Eu sunt convins că acești politicieni s-ar putea înțelege unii cu alții, dar sigur electoratele lor n-ar fi de acord.
Noi suntem în această formulă de pat, ca să folosim termenul sunt din șah. Sunt condamnat să nu se înțeleagă. N-au cum, fiindcă atât de tare s-au înjurat și atât de tare a urcat spirala intoleranței și intransigenței. Care se regăsește în publicul lor și în electoratele lor. Și în înțelegerea pe care cetățeanul român deja o proiectează asupra fenomenului politic. Românii n-au mai înțeles de foarte multă vreme și n-au mai fost înfățați să înțeleagă că totuși scopul fundamental al politicianului nu este să aibă dreptate, ci să facă lucrurile să meargă. Deci această falie sau această despărțire este cu atât mai dramatică cu cât trăim și criza sanitară. Și uite-te, vacciniști, antivacciniști și așa mai departe. Și aici putem vorbi foarte mult. Încă o dată, nu știu dacă avem timp să spunem sigur acum, că da. Dar haide să ne lămurim. Deci tu constați că o bună parte din populația României nu se vaccinează și identifici că acea populație a României are un anumit tip de referențial în Biserica Ortodoxă. Ce faci tu cu această treabă? Atași biserici cu Biserica Ortodoxă. Super. Bravo, să trăiești. Adică, practic, în acest moment, tu demonstrezi că, de fapt, nu te interesează problema vaccinului. Tu ai propriile tale scopuri, propria ta gândire, propriile tale mutări și nu-ți pasă absolut deloc din ce este în jur. Știți cum e? Ne uităm la, m-am uitat la declarația doamnei ministru Mihăilă, fosta ministră, mă rog. Aia cu... Da, că de fapt că n-a fost pregătit. Și după aia mă uit și la declarațiile celorlalți care spun sângele românilor e pe mâinile tale, Câțu. Păi nu mai pe mâinile Câțu, e pe mâinile voastre a tuturor. Dacă vreți să dramatizăm în forma asta, eu nu sunt adreptul acestui tip de discurs, dar îi citez, am pus ghilimelele. Repet. Îți faci un studiu de caz. Te uiți la începutul, la sondajul făcut la începutul pandemiei, știm toți. 35% din români vezi că se vaccinează. Asta înseamnă 5,9 milioane. Mirel Palad a făcut un studiu perfect în direcția asta. Deci 5,9 milioane au zis că se vaccinează. Bun. Tu ce faci în toată perioada asta? Te uiți bucuros cum se vaccinează cei 5,9 milioane și zici, uite, domne, datorită mie? Sau te gândești ce fac cu alte 10 milioane? Fiindcă acum noi suntem la situația în care avem 5,9 milioane de români vaccinați. Aia care au zis că se vaccinează. Iar ceilalți sunt acolo unde i-ai lăsat. Nevaccinați. Fiindcă de fapt nimeni n-a vorbit cu ei. Nimeni nu s-a interesat de ce se tem, care sunt problemele lor, care sunt centrele lor de interes, pe cine ascultă. Mai mult decât i-a făcut needucați, stai un pic. Nu mai vorbesc de boala fundamentală a dreptei românești, aceea de a disprețui. De a arunca cu mizerii în capul cetățenilor. Există un filozof olandez, Sloterdijk, care spune că există două tipuri de comunicare. Doar două tipuri de comunicare. Lingușirea și atacarea. Disprețuirea. Oprobiu. Logica este să lingușești, dacă poți, majoritatea. În tot cazul, să nu fii ofensator față de majoritate. Ce-au reușit acești domni care ne-au condus și în mod special o anumită zonă a lor, ne referim în primul rând la USR Plus, dar și la zona de societate civilă atașată lor, a fost să ofenseze o majoritate din România cu rezultatele care se văd. Degeaba ne apucăm noi acum să spunem că cetățeanul e needucat. Fiindcă la această formă pe care tot aud, domne, nu se vaccinează că sunt needucați, eu pun o întrebare. Bă, ai știut să-i fac să te voteze? Pentru asta ai găsit soluții. Păi de ce n-ai găsit acelea soluții să-i faci să se vaccineze? Da. Adică de ce sunt needucați doar când trebuie să se vaccineze? În schimb, au fost extrem de bine educați atunci când au fost să voteze. Când au fost, da. Excepțională observația. Luăm o scurtă pauză pentru că avem două pauze de felul acesta și nu mai avem timp după aceea să vorbim și noi. De fapt, invitatul meu din această seară, analistul Bogdan Teodorescu. O scurtă pauză. Cioloș nu exclude guvern minoritar USR. Acum o să vedem dacă PNL și UDMR sunt responsabile. Dacian Cioloș se consideră deja un erou martir. Mai mare sacrificiu decât a guvernat în această perioadă. Nu cred că este. Parcă l-a auzit pe Marele Geac. Ion Cristoiu. Dacian Cioloș îl contrazice pe Kelemen Hunor, care zicea că negocierile au eșuat. Pentru că ai văzut, Kelemen Hunor a ieșit și a spus foarte clar. Negocierile au spus că nu... că au nevoie de discuție în partid. Păi nu e clar. Câțu la finalul întâlnirii cu Cioloș, soluția cea mai bună e tot această soluție, coaliție. Adică, ce vrea să spună autorul? Kelemen Hunor spunea mai devreme, dezvăluie de ce a ieșuat prima rundă de discuții cu premierul de Senat, lipsa de încredere. Sper că fiecare mai lasă din orgolii. Kelemen Dacian Cioloș are mandatul de a contura o majoritate. Astăzi nu a avut succes, dar mai sunt câteva zile. Adică mai sunt câteva zile. Vine weekendul și până săptămâna viitoare.
Așadar, crezi că sunt într-un impas să face un joc? Care sunt soluțiile de ieșire din această criză? Mă, soluțiile de ieșire din această criză sunt evident, este exact ce a spus domnul Hunor, care dovedește în continuare că este un politician matur. Trebuie ca niște persoane să lase din orgolii, nu mă refer neapărat la această coaliție. Dar revenind la fraza anterioară, înainte de pauza de publicitate, noi trebuie să constatăm un lucru. Că în acest moment noi avem o clasă politică descalificată, nu neapărat din cauza prestației proprii, ci din cauza unei acumulări de prestații pe ultimii 20 de ani. Această escaladare a violenței verbale, gândiți-vă numai la celeba plăcuță suedeză, ca să nu intrăm în detalii, care a fost considerată un fenomen cultural, filozofic și filozofic, da. Ținând seama că a fost citată de filozofi în viață, este de fapt o expresie a locului în care a ajuns societatea românească și un loc în care a fost adusă clasa politică. Sunt total de acord, alții n-ar fi de acord cu tine. Că vorbeau tocmai de o expresie filozofică a lucrurilor. Bun, este... Acum expresia filozofică s-a întors la domniile lor. Exact. Fiindcă PSD-ul este în situația de a transmite diverse plăcuțe suedeze băieților care se află acum la guvernare. Și constat chiar cu surprindere că nu o fac foarte explicit. Chiar. Încă sunt destul de reținuți, ponderați. Da. Probabil că totuși... Adică, dar oricum i-a umplut de multă filozofie și pe ei. Amploarea crizei pe care o traversăm, probabil că nu mai are loc de răzbunări de tipul ăsta. Astfel de... Dar, ca să revenim la întrebarea, cum se poate soluționa acest lucru, probabil că cineva trebuie să se așeze la cap la cap două forțe care n-au cum să stea împreună, două sau mai multe forțe care n-au cum să stea împreună și să găsească un modus vivendi. Sincer, nu văd acest lucru posibil. Nu spun că nu se va întâmpla, nu spun că noi nu vom avea un guvern într-o lună, deci, două, trei. Este... Dar eu nu cred că va funcționa, fiindcă, de fapt, tot acest instinct demolator pe care îl are în momentul de față societatea românească, a cărei principală țintă și a cărei principală motivație este găsirea unui vinovat, nu găsirea unor soluții, va duce în continuare la... unirea a doi, din care unul va trebui să plătească. Vor ajunge în același loc, în același loc în care au plecat. Nu, dar cred că cineva a spus că într-o căsnicie, după aceea s-au hăcuit, după aceea se duc încă o dată în fața altarului, știi, să se mai... Da, hăcuiala tot odată. Acolo rămâne. Da. Declarația lui Dacian Cioloș referitoare la martirajul domniei sale. Aici ar trebui să mai facem un calcul. Să nu uităm, încă o dată, că acest partid a demonstrat o foarte bună cunoaștere a fenomenului de imagine. Corect. Noi nu putem să ignorăm acest lucru. Vorbeam și mai devreme, da. Este un partid născut de imagine. Bun. Dacă Dacian Șolo joacă, va reuși să joace convingător cartea eu am făcut toate sacrificiile, dacă ăștia nu m-am înțeles. A făcut-o până acum perfect. Asta Bogdan. Face. Din momentul în care s-au dus și au asumat, da. Eu sunt și așa mai departe. Da. Atenție, a doua zi, noaptea până la 12 erau dezbateri, el la 10 avea conferință de presă. Venim cu un program al USR. Da. Adică asta au făcut-o foarte bine. Bine, s-a dus la sediu PNL, iată, a făcut pași, tot ce trebuie. Deci el, dacă joacă această carte, s-ar putea, ca măcar pentru electoratul lor și o zonă oarecum, să se producă o consolidare în jurul ideii, domne, numai noi putem schimba ceva, toți ceilalți sunt o apă și un pământ, e o nenorocire. Și dacă cumva, la finalul acestei... Nu putem spune că sunt negocieri. El nu va primi funcția de prim-ministru și o va depune și se va face coaliția cealaltă. El va putea să se retragă cu oarecare glorie, repet, dacă joacă cum trebuie, și să-și consolideze poziția pentru anul 2024. Mai mult decât atât, poate să spună că a fost o victimă a acestor jocuri. Și că a fost o cașalma. Și că el a făcut, fiindcă fraza care mi-a tras atenția, am citit-o și eu astăzi, este aceasta ideea martirajului, pe care există două variante. Ori a spus-o pur și simplu, fiindcă așa se simte. Știți cum s-a simțit domnul Câțu, Superman? Poate domnul... Se crede martir, da. Dar e foarte posibil să fie și partea unei strategii de imagine. În timp ce la Florin Câțu, ideea cu Supermanul, sigur nu ducea nicăieri bun, la Dacian Cioloș, dacă este o construcție, s-ar putea să ducă la o variantă coerentă, mai ales pe structura de opoziție. Am luptat. Exact, cu atât mai mult. Poate să vină să spună că au încercat tot ce era de... Omenește posibil. Și că el, cu bună credință, a participat la asta. Dar, de fapt, a fost o cacealmă pusă la cale de președinte.
președinte, exact, și așa mai departe. Exact. Deci, dar drumul e foarte îngust. Adică ei sunt o muchie, fiindcă în același timp ei poate să apară cu situația că nu sunt în stare să facă nimic sau că sunt izolați pe sfera cea la politică. Adică USR-ul. USR-ul, mă refer la ei, mă refer. Sau să fie în cealaltă postură, să fie un partid care, iată, încearcă să schimbe și nu este lăsat de hidra imperialistă. Deci, oricum o dăm, ei joacă o carte. Acum m-am gândit un pic. Dacă ce li s-a întâmplat lor luni a fost o cursă, deci au intrat într-o cursă sau a fost o cursă asumată. Și aici avem din nou două puncte de vedere. Duminică era foarte clar că nici PNL-ul, nici PSD-ul, de fapt în ordine PSD și PNL, nu vor trimite propunere de premier. Da, PNL a făcut-o cam pe ultima sută. Dar a fost clar. Adică au spus nu trimitem, nu trimitem. Corect. Era destul de clar. Faptul că USR-ul s-a dus cu propunere de premier, avem două variante. Ori n-au făcut un calcul și atunci au picat într-o cursă, ori au făcut un calcul și au zis, dom'le, noi jucăm cartea asta. Mm-hmm. S-ar putea să fie, să fim în această paradigmă, logică, care i-au zis, suntem jos. E foarte clar că ei sunt jos. Ei sunt la o cifră în momentul de față. Sondajele recente pe care... Nu mai mult de 15%. Nu, sunt la o cifră. A, la o cifră? Sunt la 9. Sunt la 9 în sondaj. Asta a dat Remus Ștefureac. Deci, în scopul, dacă nu mă înșel, în scopul de a dat la 15% 9%. Din două cifre. Da, da, nu, ei sunt la o cifră. Am înțeles. Fiind la o cifră, ei nu mai poate să facă decât un singur lucru, să joace. Ei nu mai poate să aștepte. Și atunci e posibil ca Cioloș, care este și proaspăt președinte al partidului, împotriva... hai să zicem, pronosticurilor, Barna părea mai bine plasat ca având un partid mai mare, a încercat să facă un joc, s-a proiectat pe sine ca un actor important, a demisionat de la conducerea Renew Europe, care îi provoca niște probleme pe România datorită politicii promovate de grupul respectiv și a anunțat candidatul la prezidențiale în 2024 și acum, iată, a luat-o și pe calea martirajului. USR decontează în continuare. Odată decontează că s-a dat jos guvernul. Nu, odată decontează felul cum s-a comportat în guvernare. Felul cum s-a comportat în guvernare. Al doilea punct decontează pentru oamenii pe care a pus în funcții. După aceea... Faptul că s-a supărat ca Văcaru Păsat și a plecat cu jucăriile, a alianța, dat guvernul, alianța cu aur. Alianța cu aur. Deci au multe decontări de făcut. Și mai e o chestie. Criza arată că totuși miniștrii sănătății au fost de la ei. De la ei. Deci decontează foarte mult. Și destul de... e posibil să fie o singură cifră în dreptul USR Plus. O întrebare care, pe care mi-am pus-o și eu și am și văzut-o pe niște bloguri a fost simplă. Dom'le, cine e Stelian Ion? Deci cum să dai jos guvernul pentru Stelian Ion? Nu este nici fondatorul, nici găsitorul Fântânii Vieții, nici fondatorul ideologiei și nici integratoare. Ministru, și nici ministrul miniștrilor. Deci este un personaj care, bun, a fost dat jos de primul ministru forțând sau neforțând, dar care putea fi oricând înlocuit a doua zi cu un alt personaj al lor, absolut, care putea să continue politica. Noi avem aici încă o întrebare. Dacă PNL-ul, scuzați-mă, a făcut acest joc profilându-i pe băieții de la USR Plus și înțelegând că de fapt se vor purta ca niște puși răzgăiați și făcându-i să facă această greșeală, adică să-și dea jos propriul guvern și să scape de ei. Și să scape de ei pe mâna lor, fiindcă chiar dacă ei se vor victimiza foarte tare, în ultima instanță pe mâna lor s-a scăpat, sau pur și simplu a fost un gest al PNL-ului punctual și au fost și ei luați prin surprindere de... Bogdan, nu numai că pe mâna lor, dar au dat guvernul jos. Și au făcut asta cu aur, adică... Și nu, și-au făcut-o cu o țâvnă, cu o răutate, cu atacuri nesfârșite. Ori aici, din nou, vorbim un pic de imaturitate și de fenomen care probabil că îi costă, deci pe care, de consecință, e nevoie să joace această carte. Tragem concluziile după o scurtă pauză, mai avem doar 5 minute, îmi pare rău. Ultimile minute, cum ar spune francezul, ale emisiunii noastre, de fiecare dată o analiză, aș spune, fără părtinire făcută de Bogdan Teodorescu, nu ne mai luptă, cred că nici pe mine, nu cred, sunt convins, nu mă mai bagă nimeni în nicio luptă și nu mă mai mână nimeni în luptă. Correct. Și mă uit așa, cu detașare. Dacă am reușit să facem analizele la rece, poate... Am putea schimba ceva și din societate. Da. Va exista USL2? E una dintre posibilități. Încă o dată am spus. E foarte clar. Noi avem trei căi mari. Ori se reface actuala coaliție, nu știu cum, dar se reface. Ori se face un USL plus, ori avem alegeri anticipate. Nu cred în anticipate, fiindcă nu văd o majoritate pentru guvern minoritar, nu. Guvernul minoritar poate fi făcut în jurul
USR-ului, da, de... numai pentru a fi terminați până în primăvară, când tot la anticipate ajungem, fiindcă nu putem sta cu minoritarul foarte multă vreme. Plus că dacă ne uităm pe declarații, aproape nimeni nu pare că vrea să voteze guvernul minoritar. Așa că, încă o dată, cel puțin în acest moment, pe datele pe care le avem, actuala coaliție, USL 2, într-o formă sau alta, prim-ministru independent sau altcineva, sau guverne tehnocrați în vederea pregătirii anticipate. Deci există și posibilitatea unui USL 2, adică de clară. Cu UDMR ca să aibă ca o majoritate, 67% să duc la modificări ale Constituției. Chiar, da, da. Gândiți-vă la o replică pe care a zis-o Ciolacu. Deci Ciolacu care, mă rog, din Buzău am înțeles. Din Buzău. A vituperat foarte tare împotriva liberalilor. La un moment dat a fost întrebat de Victor Ciutacu. Am voie să spun Ciutacu. Sigur că da. Okay. Da, da. A fost întrebat de Victor Ciutacu. Doamne, deci faceți sau nu faceți cu PNL-ul? Și el a zis, dar mai ce vreți să mă rog eu de ei? Săracu. Deci replica în sine este foarte clară. Ușa e deschisă. Da, da, trădează, trădează. Ușa e deschisă, dar nu trebuie să vină de la mine, că nu e așa, afrontul a fost către mine. Așa că... Și eu o să o și împacheteze foarte frumos. Un guvern de... E criză sanitară. Criză sanitară, e normal. E sfârșitul lumii. Un guvern de Uniune Națională cu un prim-ministru mai tehnocrat sau cumva, da, în felul ăsta... La revedere, pupat piața ghinionul independenței. Ghinionul lor e că l-au pus parafila membru PSD, că dacă nu-l puneau, avem și prim-ministru. Pentru acest pentru guvern acest de moment, poate, da, da, că mai e la greu, PSD mai greu. Greu e senator, dar mine seară, uite, o să-l întreb în ce măsură se mai poate întâmpla asta, pentru că e invitat la Alev News. Da. Deci, vor pupa, se vor pupa, sănătate la mulți ani. Acum, guvernăm, dacă e să ne gândim la rece, dincolo de tot cu AUR și cu USR în opoziție. E destul de complicat să faci guvernare cu partid antisistem. Cele două partide, cu bubele lor pe care le știm și le-am experimentat pe pielea noastră atât amar de vreme, au o oarecare relație cu cetățeanul și cu masa și cu baza societății. Pentru că au filiale peste tot. Fiindcă sunt partide de masă. Nu, și au primari în foarte multe orașe, au mii, mii de primari. Fel înțeleg realitatea. Altfel decât partidele care s-au constituit așa mai mult pe imagine. Eu am apărut la televizor și când eram mic. Perfect de acord. Vom vedea ce ne vor aduce următoarele zile, Bogdan. Te așteptăm aici la Alev News să discutăm. Să avem și noi guvern, să avem ceva. Că, nu? Acum, de ce e sigur că dacă vom avea guvern, vom avea ceva? Ceva de discutat. Adică, de discutat. În sensul... Dar de asta nu duce lipsă niciodată. Mulțumesc mult de tot, Bogdan Teodorescu. Mâine o ediție cu totul specială. Până atunci, ținem aproape.